Înainte de a trece la ordine de timp, aș vrea să stabilim de comun acord un timp pentru fiecare domn consilier, doamne consilier, care va lua cuvântul în cadrul ordinii de zi. Și am zis că 3 minute, maxim 5, este suficient, deoarece s-a discutat pe comisii. Ordinea de zi este foarte stufoasă. Să sperăm că terminăm în jur de ora 19. Eu sunt cel mai optimist. Așa că... Ce cronometrăm? Avem cu ce reunăm. Avem cu ce să cronometrăm. Nu este nicio problemă. Cu tot respectul, deci, domnul președinte, nu suntem la olimpiadă dacă avem mai... Cu tot respectul pe care vi-l port, domnul dumneavoastră, în interpelare de data trecută, cam o oră ne-a ținut doar cu discuțiile dumneavoastră, ceea ce nu mi se pare corect. Dăm șansa tuturor consilierilor să vorbească. Dacă ar fi vorbit toți câte o oră ca dumneavoastră, însemna că undeva la 12-1 noaptea plecam și noi de aici, și atunci era rușinos așa. Eu zic un 5 minute dacă ați discutat și pe comisie. Este rușinos dacă stăm și discutăm. Nu este rușinos că stăm, dar nici să stăm după bună placa unui singur consilier, să stăm toată lumea. Ideea este în felul următor. Eu zic că 5 minute, prin faptul că ați discutat și în comisie, 5 minute sunt suficiente. În lege nu specifică că poți să interzici unui consilier să vorbească mai mult sau mai puțin de un anumit interval de timp. Asta este clar. Sigur? Foarte sigur. Da, bine, domnul. Deci dacă dumneavoastră mi-ați dat puteți să mă limitați la 3 minute sau să nu spuneți că atâta... Nu suntem în Parlament să tăi microfoanele. Încă. O să vină și timpul ăsta. Domnul secretar, vreți să propuneți aprobarea... Da, eu vreau să propun dacă există celor două procese verbale, cel din 23 ianuarie și cel din 6 februarie. Cel din 6 februarie nu am avut. Este postat, a fost postat astăzi dimineață, nu vă ascund lucrul ăsta. Acum, cum considerați, până la urmă, exact cum spuneați dumneavoastră, legea nu prevede că trebuie postat procesul verbal, procesul se... Atunci îl citim în ședință. Cum doriți. Eu nu insist, dat fiind ordinea de zi, cred că am citit un proces verbal de 13 pagini într-o ședință, ia cel puțin jumătate de oră. Atunci cel mai bine ne lăsați posibilitatea să o studiem. Eu cred că va, până la urmă cel mai bine va fi să fie supus la vot acest aspect. Să înțeleg, domnul Dămoc, că vreți să propuneți amânarea procesului verbal într-o altă ședință. Deci dacă el a fost postat azi dimineață, ca trebuie liber. Deci pentru cel din 23 ianuarie, cine este pentru? Cine este pentru cel din 6 februarie? Cine se abține? Sfântele colegii mei consilieri l-au citit, l-au adus. Da, dacă au ridicat mâna, da. Mă bucur. Cine este împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Ordinea de zi cuprinde 10 puncte pentru că punctul numărul 7 a fost retras de inițiatorul domnul primar Ciorabă Gheorghe. Domnul Căl prezentăm în ședința urmă. Domnul primar spune că în altă ședință. O să trec să citesc ordinea de zi. Ordinea de zi din data de 20 februarie 2018 cuprinde punctul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 2018 al Comunei Horgeș, județul Bacău. Inițiator domnul primar Ciorabă Gheorghe. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Horgeș, județul Bacău, la fel inițiator este domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiect de hotărâre la punctul 4. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salubritate al Comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea însușirii acordului de cooperare
privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău, ACOR, inițiator primar Ciurabă Gheorghe, 6, proiect de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Horgeș, județul Bacău, punctul 7 este retras de pe ordinea de zi. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asistență încheiat cu cabinetul individual de avocatul Răbunesc aici, doamna avocat Maria Jinca, inițiator domnul primar Ciurabă Gheorghe. La punctul 9 avem proiect de hotărâre privind aprobarea machete, priorități, obiective, plan de acțiune 2018 al comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Ciurabă Gheorghe. Punctul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, inițiator primar Ciurabă Gheorghe și 11 întrebări și interpelări. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate, da? Vom începe cu punctul numărul 1, cel mai scufos, cel mai dureros. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 2018 al comunii Horgeș, județul Bacău, inițiator domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Da. Având în vedere că am discutat în parte prezentul proiect de hotărâre în cadrul comisiilor, rămânând spre discuție două sume pe care și atunci le-am înaintat, să se dumneavoastră verbal, acum avem câte o regeală. Consiliul Județean Bacău ne-a alocat pentru anul 2018 306.000 lei. Una din sume din TVA și cealaltă pentru, inclusiv pentru drumuri comunale. Sumele respective am venit cu propunerii. Suma de la drumuri se va duce la drumuri în fin normal și fiind făcând 156 la capitolul 24. Celelalte 200 de mii de lei fiind împărțite astfel. 44 de mii de lei la cheltuieli bunuri și servicii la autorități publice, 36.000 de lei contribuție pentru buldoi excavator, 24.000 de lei contribuție pentru stație ISU Parincea, 10.000 de lei la școală, un cheltuieli de capital, mi-am gândit o centrală termică de la Sobodor, plus o datorie către un domn diriginte la grădinița de la Recea, 25 de lei la bunuri și servicii iluminat public și cu acordul dumneavoastră majoritar în cele trei comisii, mulțând cele 76.000 de la inițial, de la contribuția de la buldoi excavator și ISU, către salubritate, făcând 176, am mai adăugat 24 de mii de lei pentru a face suma de 200 de la protecția mediului în vederea achiziționării europuberilor. Cam astea sunt principalele. Ce, lista de investiții n-a ajuns toată lumea? Nu. Mai facem. Nu are listă cineva? Uite acolo mai sunt, nu? Nu. Na, faceți mai pic. Haideți să mai facem. Am dat să se A, PIS, nu listă? A, PIS ați întrebat. Eu am zis că nu aveți listă de investiții, domnule. Dar i-am dat, domnule. Ok. Da, să trecem să discutăm comisiilor. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget. Aveți după valoare, da, ședința de îndată după Comisia pentru învățământ, disfavorat. Aici știți că mai avut și niște amendamente, bine, am discutat pe cadrul întâlnirii. Comisia juridică? La Comisia juridică s-a discutat în ședință
un proiect de hotărâre și s-a venit cu un amendament din partea domnului consilier Prețu Teodor, care propunea majorarea sumei pentru biserici, pentru culte, cu 30, cu cel puțin 30%. A venit cu propunere pentru că i s-a cerut să spună de unde acești bani și venise cu propunerea să se ia de la ISU Carincea și de la achiziționarea cuvelelor, dar s-a votat cu 4 voturi împotrivă și unul pentru al domnului Prețu Teodor. Eu am venit cu propunerea să se aloce bani și pentru construirea unei toalete interioare la grădinița Sohodor, cu, în colaborare cu Fundația Terre des Hommes. Urmând din ce ne-a zis domnul primar, când a avut discuții cu Terre des Hommes, a fost, s-au prins toalete la grădinița Horgești, toalete la grădinița la școala Horgești și la grădinița Arăcătău. Și atunci am zis să suplimentăm suma cu care noi vom contribui pentru a se face și toalete la grădinița Sohodor, având în vedere că în situația în care și sigur o să se facă școala nouă, acel spațiu care actualmente este școală în Sohodor va rămâne pentru grădiniță. Au încăperea, au apă curentă, au și fosă, deci ar trebui numai utilitățile și racordarea. Și am primit chiar doamna contabilă, știu că a prins acea sumă și am mai venit cu propunerea pentru centrală bani, o sumă. Nu este prea mare suma, dar s-a prins 10.000 de lei sau prins, da, 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 da. Pentru achiziționarea unei centrale la școala Sohodor, având în vedere că de anul trecut stau cu aerotherme, centrala veche, nemai fiind funcționabile. Ajung 10.000? Da. Pentru că e numai centrala, au calorifere, au absolut tot, da, e vorba numai de centrală. Și... Nu, nu, electrică. Electrică. Tot electrică. Nu. Nu îi achiziunăm, o reparăm. Nu, achiziunăm tot, dar instalația e electrică. Da, e electrică. Și aici s-a găsit înțeleg din partea domnului primar, a doamnei contabile și am înțeles că s-au prins banii și pentru aceste două amendamente, care în comisia juridică au fost cu unanimitate votate. Ce mai știu că domnul Danca a propus, i-a zis doamne contabile, să vină cu excedentul bugetar, cu situația. Da. Nu, eu spun ce s-a listat în comisie, așa de scurt. Și în rest, ce am mai spus, bani la culte, la biserici să fie dați, care au venit propunerea pe număr de persoană. Dar astea au fost discuții pe margine, deci nu au fost amendamente. Și atât, domnul. Înscrieri la cuvânt? A cineva? Nu. Aveți cum vă. Deși în comisie avizul a fost favorabil, în discuția purtată cu doamna contabil și cu domnul primar, am avut câteva solicitări concrete în ceea ce privește legea. Bugetul trebuie să aibă o anumită structură. El trebuie împărțit, da? Pe trimestre, pe cheltuieli, trebuie să vedem estimările pe viitorii ani, cum vedem alocarea sumelor pentru viitorii ani. Trebuie să avem în anexe, să aprobăm în anexă salariile personalului primării UAT Forgești. Lucrurile acestea iar nu s-au făcut. Din nou aprobăm niște sume puse în titlul capitolilor, care după care ei se împartă pe cum se crede de cuvință. Lucru care nu este normal. Sunt bugete puse la punct, deci dacă noi aprobăm astăzi bani la secțiunea de drumuri, trebuia să știm exact ce drumuri vor fi balastate anul acesta. Trebuia să știm exact pe trimestrul, ați avansă vor folosi în trimestrul al doilea, în trimestrul al treilea. Sunt lucruri specificate de lege, care trebuie să respectate. Nu se vine o foaie simplă, adăugăm, scădem ca să ne iasă la calcul și asta e tot. Lucruri care nu sunt normale. Și am trebuit să solicităm același lucru, acum în ședința de comisie același lucru. Dar să vorbesc degeaba, dar o să vorbesc. Bugetul este completat, trebuie cuplat cu școala, am vrut să văd dacă sunt modificări în ședință, până terminați ședința, pot să aduc să pun bugetul. Deci la nu pot, pentru că dacă sunt modificări, nu-l fac odată, îl trimit chiar. Dacă îmi dați voi, doamna Cotălă, doamna Cotilier, dacă îmi dați voi, de exemplu, cum a zis dumneavoastră drumul, 106.000 avem, 156.000 avem alocate. În funcție de
Nu, o să facem un estimativ de a împărți pe trimestre, logic și normal, nu putem să ne căutăm cât mai egal posibil suma respectivă. Dar trebuie avut în vedere că sunt, la un moment dat, intemperii în care trebuie să intervenim și cu acordul dumneavoastră o să mutăm dintr-un trimestru în alt trimestru. E logic și normal și firesc. Da, dar deci, estimativ, ele trebuiau făcute deja și trebuia avut în vedere. Bun, să înțeleg că dacă, de exemplu, puneam 156 împărțit la 4, da? Să zicem, așa e estimativ, un 39.000, dumneavoastră... Când ați alocat suma asta, înseamnă că aveți deja... Aprobăm suma alocată sau aprobăm pe trimestru? Niște ulițe cu probleme, nu? Unde e nevoie de balastări, de ce e nevoie? Eu cred că e nevoie aproape toate ulițele, la momentul de față. Păi, de oricum banii ajung pentru 8 mar... Deci noi trebuia să știm unde vreți să investiți banii anul ăsta. Deci noi asta trebuia să aprobăm astăzi. Nu așa că aprobăm generic și după care vedem cum împărțim bani. Asta se întâmplă. Referitor ce am mai zis eu în ședință de comisie. La fel, capitolul cultură, recreere și culte. Noi și religie. Și religie. Noi aprobăm doar pentru religie. Deci ar trebui să avem detaliat, să vedem că celelalte sunt cu zero. Eu am sugerat să găsim o modalitate prin care să dăm bani și pentru celelalte subcapitole, cum ar fi recreerea sau nu, o investiție pentru copii. Nu, ce am sugerat eu în comisie, nu? Acum avem la ora actuală în formatul pe care avem și discutăm dacă bine. Noi mare l-am făcut. Asta e ideea principală. Asta l-ați făcut, dar noi nu-l știm. Nu ne-ați dat numai... Bun. Dacă nu ați. Păi, dar pentru ce am discutat în partea și pe ziua comună și pentru ei. Nu e numai, da, nu numai pentru religii, domnul, m-am discutat în comisie, în parte, pentru biserici 106.000 față, dacă 102. Sau 102.000, restul erau prevăzut 23.000 pentru ziua comună și da, pentru modernizare cămin la cămin, așa. Și ați fost cu propunerea, cu sportul, cu... Cum a zis de ping-pong și am explicat... Am zis, că... am zis să... Pentru recreere, da. Bună. De exemplu, tot cei de la Terre de Zon au făcut un studiu atât cu copii și sunt nenumeroase activitățile care copiii au solicitat. E vorba pentru tineret, da, și pentru sport. Să putea găsi o finanțare și pentru un loc de joacă, de exemplu, pe lângă celălalt. Să putea face încă ceva. Poți investi în... Pentru că tot dumneavoastră ați spus că sunt... care că n-au justificat ce-au făcut banii de anul trecut. Nu, nu. Contabilul a spus că nu s-au adus justificabile. Exact. Și m-a spus la domnul președinte, că intrebuie să fac discuții în comisie. Și am spus că e bine ca pentru culte, pentru fiecare unitate de cult, e orice cult, catolic, ortodox, pentecostal, să fie distribuiți banii în funcție de proiectele cu care vin. Deci suma rămâne pentru tot. De total 102. Suma și, exact cum am venit cu propunerea, am luat ca idei și... Dacă nu vor veni, înseamnă că nu au nevoie de bani și banii se pot în timpul anului deja în altă direcție. Exact. Eu vă spun cu siguranță banii se vor da și se vor da din nou degeaba. Păi... În unele cazuri. Prezicători... Da. Domnul primar, puteți să ne aduceți niște justificări cu toate demersurile pe care le-ați făcut pentru ca primăria să nu fie nevoită să facă această achiziție de pubele din bani proprii? Toate demersurile, către ADIS, către SOMA, toate hârtiile scrise, s-a plecat de la 1 miliard în bani vechi, s-a ajuns la 2. Nu, s-a ajuns la 1, îmi pare rău, înseamnă că la comisie n-ați fost atent. Păi nu, noi aveam inițial la salubritate, dacă dați voi la mediu, suma de 100 de, dacă aveți inițialul, bugetul inițial cu care am discutat la comisie era aprobat, inițial am avut 100 de mii de lei, da? Astea pentru plata. Exact asta am spus și eu. A salubrității. Exact. Nici de cum a pubelelor. Atenție ce vă spun. Păi noi până vom încasa de la cetățeni, serviciul trebuie să meargă în continuare. Deci, deci înțeleg că cele 2 miliarde acum pentru ce sunt? 1 miliard sunt pentru pubele, iar celălalt pentru a plăti până să reîntregește suma la în urma încasărilor. Dar asta o fost discuția din prima. Nu a fost așa discuția. Pare rău. Înseamnă că nu am participat numai eu și dumneavoastră. Suntem mai mulți care am participat. Domnul primar, discuția a fost doar pentru că dumneavoastră avea sumă fixă doar pentru pubele. Acum ați comentat și ne spuneți de fapt că trebuie să plătim și restanțe din urmă. Eu cred că am fost destul de clar. Deci am adus de față cu dumneavoastră la propunerea și primii comisii de juridic cele 76.000 de lei de la contribuții Buldo Excavator și ISU.
N-am discutat așa? Pentru pubele. Pentru pubele. Da. S-a luat deci de la... suta aia rămâne pentru plata serviciului, până se încasează. Domnul Fahar, suta aceea nu reprezintă bani din bugetul local, adică și din încasările care se fac la taxa de salubritate? Ba da, dar între timp vin să reîntregește pentru suma. Pentru că nu există o altă sumă. În bugetul local, așa cum l-ați făcut, 100 de lei ați spus că ați luat în bunul și servicii salubritate. Exact. Că ar fi încasări de la cetățeni în urma plății taxelor și la salubritate. Explicați că nu există alt buget unde intră banii de la taxa de salubritate și ăsta e alt buget. Am înțeles bine, domnul primar? Da, deci aici această de mii de fapt reprezintă cea pentru achiziționare. Numai pentru serviciul respectiv. Care o să se încaseze în tot anul acesta pentru plata... Da, venitul propriu. Păi da, da. E taxa, venitul propriu în care intră și taxa de salubritate. Na. Eu mențin cererea de a vedea totuși toate demersurile scrise pe care le-ați făcut pentru a vedea ca să... Pentru că în discuția cu domnul Seto, când am întrebat pe domnul director, dacă noi vom plăti din bani proprii, există vreo șansă să ne recuperăm acești bani? Și domnul a fost foarte sincer și a zis că nu. Și ne sfătuiește să nu facem această achiziție din bugetul. Mm. Acum... Nu cred că acuziția că ne sfătuiește să nu achiziționăm. Este problema din noastră. Din dumnealor a venit cu ideea să facem dezvoltarea strategiei, de dezvoltarea serviciului de salubritate ca să putem achiziționa. Și totuși pe Facebook a spus imediat seara că nu o să se dea pubele. Acum ce doriți? Să nu punem această nu se dea. Pubele? Așteptam să aveți această reacție. Nu, păi vă așteptați ca urmare a ceea ce nu de 2 ani de zile să fie un management performant la primăria Horgești. Pentru că asta am cerut. A spus 6 minute. Acum 2 săptămâni, când s-a discutat, și există și în procesul, domnul primar, când estimați că ne vom alinia la acest tarif, vom avea pubele? A spus că vom avea jumătatea anului și că dacă vom avea pubele, dar nu din bugetul local. Acum, la 2 săptămâni, vine, reluăm discuția. Ideea este că, dacă eu zic că dacă v-ați fi dat mai mult interesul, n-am fost nevoit să facem această investiție de la bugetul local. E părerea mea. Concret, domnul Dămoc, eu nu zic că mă refuzați mereu vă aveți vreo propunere legată din domnul Dămoc, aveți vreo propunere legată din bugetul ăsta să se modifice ceva? Propunerile mele nu vor fi votate de către Consiliu, pentru că asta e majoritatea. Nu aveți propunere. Eu asta am vrut să trag semnalul de alarmă, că miliardul ăsta se putea face un loc de joacă sau se putea face un teren de sport pentru copii, dacă pubele se puteau lua din altă parte. Asta nu se evidențiez. Iar partea, ce am zis și în comisie, se vede. Salariile au crescut undeva la 50% față de anul trecut. Capitolul de investiții a scăzut. E valabil pentru o problemă generalizată. Da, bine, majoritatea a simțit și la indemnizația consilierului că a crescut mult față de anul trecut, domnul consilier. Da, aveți dreptate. E corect. Ceea ce nu e bine. Este prin lege prevăzut salariul primarului, indemnizația primarului, a viceprimarului și indemnizația consiliilor locali? De ce să dăm o interpretare așa cum dorim, doar a da bine pe cameră, în ceea ce privește salarizarea? Aveți o problemă cu camera și cu Facebook-ul, doamne. Nu, domne, dumneata e o problemă din moment ce postezi și vedeți. Dar eu vă spun care e realitatea, pentru că știți ce vreau frumos. Dacă ne înscriem la cuvântul de proiect, lăsăm... Așteptăm o variantă finală de buget sau votăm... Domnul primar, vă poate da un răspuns. Da, am zis, asta este propunerea noastră ca cifre. M-ați înțeles, dumneavoastră, vreți detailat. Adică cât să cuietui din 5 lei, cât să cuietui în trimestru 1, cât în 2, cât în 3. Așa spune legea, domnul primar, și lucrul ăsta trebuia făcut. Domnule. Da. Asta-s previziuni. Nu putem să știm exact. Estimări. Dacă ne încurcă estimările astea, pe trimestru să aprobăm sumele... generalii... Păi nu ne încurcă. Ideea este că, după am mai spus, mă repet, deci dumneavoastră ne dați un titlu generic, ne introduceți bani într-un capitol, corect, după care îi distribuiți după, nu știm după ce. Aici e problema. După nevoie. Dar după cum e placul domnului primar sau al cuiva, noi trebuie să spunem exact cum se vor duce bani. Acum, dacă iarnă, ce puteți face? Da. Domnul, mai aveți ceva de adăugat? Nu. Domnul Costică. Bag seama că este, sau să dă o interpretare greșită total
a dezbaterilor privind de buget. Și am să plec de o singură chestie. La ședința extraordinară privind salubritatea, toți, în unanimitate, au fost așa. Punem 4 lei și 7 bani de fiecare persoană, cu ce ne ducem la el la poartă? Dacă ne ducem cu Bela, n-ai ce căuta la el la poartă. Asta a fost discuție în unanimitate. Cine este din sală să spună unul că nu e așa? S-a pus problema de unde s-a dus cu Bela. Până la urmă s-a găsit, chiar de atunci s-a plecat cu ideea că le poate cumpăra comuna, respectiv primăria, recuperarea lor. N-a spus nimeni în mod garantat, dar operatorul care va câștiga licitația, este posibil ca să le recupereze, să vină cu puberele lui, astea urmau să se depoziteze undeva, mi-am amintesc să plec cineva, îi depozitez într-o magazie, o stricat-o pe aia, o dai pe asta înapoi și așa, că sunt bunuri degradabile. Deci nu cred că este neapărat acum nevoie să ne îmbătim iar privind puberele. În ceea ce privește bugetul. Bugetul este pe capitole. Total venituri, total cheltuieli. Împărțirea lui pe trimestre se face tot în cadrul capitolului respectiv, din câte știu eu, puțin elemente de contabilitate care le-am, în cadrul capitolului respectiv. Banii dintr-un trimestru se pot duce în alt trimestru, se pot aduce numai să fie disponibil ca să poți să-i cheltuiești. Nu cred eu acum că ar trebui să facem atâta discuții în legătură cu problemele astea și în comisie, domnul. În comisie am participat împreună. Corect. Într-adevăr, dar nu s-a pus niciodată problema de puberi, s-au pus de 76.000 de lei aia luați. Și eu am întrebat, domnule, dar îi mai punem înapoi, că ISU părinții e obligatoriu să contribuie buldoiește. Da, când ne vin banii, dar nu știm câți vin. Și aceleași discuții au fost și la celelalte comisii, am înțeles, la comisia juridică, și urma să fie la comisia de învățământ. Problema este că dacă tot ne gândim atâta și suntem așa de mult suspicioși că banii ăștia se duc, nu știu ce se va întâmpla, nu cred că este necesar să transformăm acum o autoritate publică subordonată alte autorități publice. Primarul este autoritate publică, cum ați văzut și în statutul comunii și în regulamentele toate care le vom aproba astăzi. Deci nu tragem acum la răspundere exact ca și cum ar veni un subaltern. Dom'le, ce ai făcut? Ți-am dat atâta, ce ai făcut cu el? Prezintă raportul, dar cine nu e mulțumit are alte căi de atac. Cam astea ar fi problemele. Noi am dat aviz favorabil în comisie, cu gândul să vedem când vin ceilalți bani, unde îi vom putea duce. Că au fost propunerile cu joc de cu locuri de recreere, jocul de joc și așa mai departe. Dacă vor rămâne bani în cadrul capitolului cât de venit alții, am discutat de la început, în comisie, când nu ne mai așteptăm să vină, dacă vor veni bani, vor fi redistribuiți unde o să aprobe Consiliul Local la propunerea primarului. În legătură cu salariile, haideți să nu facem atâta discuții, că toată lumea știe că salariile vor crește pentru că acum vine 1900 minimul pe economie. Văd și atâtea discuții prin media, pe undeva, pe stat primare și-au făcut salarii așa de mari și vezi bine, acum dă unul o ordonanță ca să își facă salariile și mai mari primari. Doamne, salariul primarului a fost stabilit prin lege cu eficientul 5 la Comuna Holgești, 4 la Comuna Mureni, la Comuna Parici, funcție de număr de locuitori. Ce au stabilit primarii, au propus primarii și am aprobat noi salariul personalului din aparatul de specialitate al primarului, care acum în mod obligatoriu, dacă au mai crescut nu știu cât la sută, pentru că asta e prevăzut în lege. Sunt care nu au bani de salarii. Asta a fost. Este problema comunelor respective sau unităților administrative teritoriale respective. Eu cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Îmi pare rău că o parte dintre noi n-au înțeles amendamentul care l-am pus în finalul ședinței trecute cu achiziționarea acestor pe puberi. Și chiar am spus-o, cum spunea și domnul secretar, voi, tot secretar, domnul secretar, că de fapt nu ne putem duce la ușa, la poarta omului, să-i ceri bani mai mulți dacă nu facem, să zic, un serviciu mai plăcut. Ne-am dus de la la ce te-ai dus? Deja am aprobat taxa și cu Belancă nu este. Domnul Belancă, o să vină și dacă ai bani, te descurci. Dacă n-ai bani, te rogi de alții. Stric pe buget, domnul. Nu-i dați răspunsul dumneavoastră. Stric pe buget. Dar
Dacă mă... Era răspuns, dacă tot dă acum răspuns. Începem să... Referitor la buget. Aș recomanda ca primarului, că el este cel care conduce, ca în fiecare trimestru să ne prezinte exact situația acestor mari. Ce s-au investit, care suma și dacă au meritat investiții. Cu asta rezolvăm problema. Dacă voi să vă răspund, e și post lunar, numai proiectul de hotărâre propus de domnul Dăboc, cheltuielile pe lunare în fiecare lună. Este așa, cum ați așa, pe site, este după curul numit. 30 de secunde. Eu am făcut o propunere în comisie cu cutile. Am zis și-o să 30% să putem să facem acele capele care sunt obligatorii din 2020. Asta a fost ideea de la care am plecat. Dar dacă nu s-au vrut, asta e. Mulțumesc. Da, vă respect. Chiar azi am avut discuție cu domnul primar asupra puterilor și achiziționării acestora și s-a spus clar. În luna martie vor fi date acele pubere, după buget vor fi achiziționate și în luna martie o să le distribuim cetățenilor și tot de atunci intră în vigoare și taxa de salubritate. Deci nu plătește omul pentru un serviciu de care nu beneficiază. Atât a fost urmă. Da. Supunem la vot punctul 1 la ordine de zi. Cine este pentru? Mai avem și eu ce v-a răspuns la punctul 1. Domnul, eu când am zis cine se scrie la cuvânt, v-am rugat frumos, am făcut, m-am uitat la toată lumea, decât domnul Dămoc a dorit să vorbească atât. Ce? Nu mai pot vorbi sau? La interpelări, la punctul 11. La interpelări, mai zic. Deci eu am cerut în comisie, când am avut ședința pe comisie, să vedem de moment, cât a fost, cât este. Da, domnule. Știți că am zis. Îl prezint, doamna contabilă. Încep din 2014 sau doar pe 2017? 2017. Cât a fost anul trecut, cât 2017. Cât avem anul ăsta. Nu v-ați scris în... La 2016, 2.103.057. La 2017, 7.115.247. Nu trebuia să adaugi diferența... la bucetul care diferența... între 2016-2017 este de 5.012.000, 190, din care 4.539.000, 1.000 de euro, 1.000.000 de euro, mă scuzați, la Uniunea Europeană pentru apă canal. Deci, și s-o închis de la noi, din funcționare și dezvoltare, 473.190. Noi, ce avem lângă 2.103.057, dacă adunăm 473.190, se totalizează în 2.576.246, adică fără ce avem de la Uniunea Europeană. 25.762.000.000. 460.000. Da, am spus întâi și 2.576. Da, am vreva din chisul. Deci el luăm votul, că nu știu. Îi ceri votul, da. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 2018 al Comunei Horgești? Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul secretar. Trecem la punctul 2. Considerăm că proiectul de hotărâre a fost trecut. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului Comunei Horgești și centrul Bacău. Eu așa le-am întâlnit. Da, nu, nici problemă. Domnul primar, aveți cuvântul. Cu rugămintea mea, doamna primar, o să ne-au găsit. Să-mi iau. Da.
Aceeași discuție pe care o să o fac pe regulamentul de ordine o să fie și pentru celălalt, pentru că fiecare autoritate administrației publice locale trebuie să aibă aceste două regulamente. Noi, din nefericire, până acum nu le-am avut. Am avut acel control de la prefectură despre care s-a făcut vorbire și în urma căreia s-a adus la și domnilor consilieri că trebuie să le pună rapoarte de activitate, deci în același cadru, același control, s-a decis, adică au constatat că nu avem aceste două regulamente și, ca urmare, domnul secretar, în ședința de astăzi, le-a pus pe ordinea de zi, adică la inițiator fiind domnul primar. Au fost aceste regulamente, nu are rost să ziceți că sunt câteva pagini, au fost în posesia noastră încă de pe data de 14 când au fost ședințele comisiei și de aceea consider că se impune adoptarea celor două proiecte de hotărâre, atât cu ROF-ul cât și cu ROF-ul, cele două regulamente. Dacă vreți să mă atingi în acea subiectă, în discuție, da. Trecem să aflăm avizul comisiilor, Comisia Buget. Noi n-am discutat în comisie aceste puncte la ordinea de zi. De fapt, cred că sunt și mai mult de comisiile juridice și nu chiar neapărat de buget finanță. În schimb, a rămas la libera alegerea consilierilor să discute în cadrul ședinței dacă au puncte împotriv, s-a propune ceva privind aceste regulamente. Noi ne-am axat atunci și au fost discuții mai multe, eu am mers pe două ori pe proiectul de buget. Au fost și discuții colaterale. Da. Comisia juridică aviz favorabil, noi am discutat în comisie și aviz favorabil. Da, Comisia pentru învățământ aviz favorabil cele două regulamente sunt undeva standardizate. Din ce am observat eu, cam așa sunt întâlniți la toate instituțiile, cu mici excepții, de exemplu, referitor la concediile fără plată, în învățământ sunt altfel specificate, cu altă durată, dar, în general, ele nu încalcă codul muncii. Avizul este favorabil. Da, cine se înscrie la cuvânt? Costică? 15. Da. Domnul Dămu? În principiu, regulamentul de... Mă scuzați o secundă, se mai înscrie cineva la cuvânt pe cele două puncte? Da. Domnul Costică. Așa, referitor la regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Horgeș. Am înțeles că doamna viceprimar s-a ocupat, a coordonat împărnirea regulamentului, nu s-a solat în dar dumneavoastră. Eu cred că secretarului i-a dat niște sarcini în plus. Au și le-au asumat sânile, dar eu l-aș spune să nu se grăbească chiar așa repede, să grăbească un pic mai încet. De exemplu, la punctul 13 spune acolo, întocmește hotărârile Consiliului Local, asumându-și răspundere pentru legalitatea acestora și contrasemnând hotărârile pe care le consider legale. Deci, secretarul nu întocmește el hotărârile. El întocmește, adică redactează proiectele de hotărâri, adică sprijină inițiatorul în redactarea proiectului de hotărâri și semnează pentru, avizează de legalitate proiectul hotărâri. Dacă dumneavoastră vreți să vă asumați răspunderea totală pentru toate, dar nimic împotriv, eu, Doamne ferește, nu, am zis așa, ca o părere. Și în al doilea rând, cred că mai ar trebui să puneți de comun acord în momentul când o să redactați din nou, bănuiesc, o să mai fie propuneri și o să redactați din nou, puneți de comun acord capitolul 2, articolul 3 cu articolul 5, în legătură cu primărie, unitatea administrativă teritorială, persoană juridică, primăria este o structură funcțională unde se desfășoară activitatea primarul, viceprimarul, secretarul și personalul din aparatul de specialitate. Când, dacă
credeți că este necesar. Din punctul meu de vedere nu mă deranjează cu nimic, dar sunt acolo câteva necorelări. Și dacă o să mergeți la statutul, la regulamentul de ordine, la statutul comunei, în statutul comunei ați precizat clar ce este, care persoană juridică, unitate administrativă, teritorială, de drept public, privat, de drept public cu patrimoniu și așa mai departe. Cam atât. Nu, este, până acum n-a fost. Noi am avut un șef din calculator când eram și eu odată un regulament de organizare și funcționare. Da, au intervenit niște discuții, au venit niște specialiști să le facă ei și au început să plătească niște sume, câte 80, câte 100 de... 80 de mii, 100 de mii de lei. Ne-au făcut și niște regulamente care erau după niște acte normative de mult apusă, după codul familiei care era abrogat de nou cod civil și așa mai departe. S-au intervenit niște discuții între mine și vechea conducerea comunei. Eu m-am menționat și au rămas așa. La statutul comunei, dacă a zis cât le legăm toate sau numai cele două regulamente. Dar și a treilea o să ajungă tot acolo, tot la serviciu. Mai pasă, la Roi și deci nu am, noi... Mi-a sărit în ochi programul de lucru în instituție. Înțeleg că se modifică de la 8. Loc de 8, 16, să devină 8, 30, 16, 30. Da, dar este... de mult modificat programul. Păi, de regulă, la ora 4 nu prea mai e mine, de asta zici. Okay. Și permanența ce înseamnă până la 18.30? Deci, în urma drului de la prefectură, la relație cu publicul, trebuie să fie într-o zi un unul dintre funcționari care vor sta pe rotație, noi stabilim pe rotație până la ora de 18.30. Și este data de joi, stabilită, este pusă și la afișier. În data de joi, programul la relație cu publicul veți găsi funcționat prin rotație până la 16.00. Nu, numai în ziua de joi. Este vorba de o ordonanță care stabilește lucruri. Ordonanța e destul de învechită, de prin 2005. Și stabilește aceste lucruri, inclusiv legate de programul de audiență al consilierilor. Sincer, acum să stabilești că programul de audiență cu publicul, așa cum scrie în ordonanță, este de la 8.30 la 16.30, din punctul meu de vedere, nu este foarte ok. Pentru că nu îi dai posibilitatea acelui funcționar să-și desfășoare activitatea și în afara programului de audiență cu publicul. Dar ne-am aliniat la ceea ce spune acea ordonanță și până la urmă activitatea se poate desfășura și eu cred că desfășura în bune condiții. Acea permanență, nu acea permanență, acea extindere până a programului în ziua de joi stabilită de către noi, va fi asigurată de către o persoană care va face acest lucru prin rotație. Acea persoană va putea să registreze, să primească, nu neapărat, nu este anumit cineva, o persoană angajată sau nu va putea să rezolve toate problemele care apar la data respectivă. Dar o persoană din fiecare compartiment va asigura aceea. Am înțeles. Și vreau să mă duc un pic la articolul 59. Din ROF sau din ROI? Primul proiect. Cred că primul este ROI. Da. Se referă la aplicarea politicilor de transparență decizională, acesta informație și relații cu publicul. Și prima frază sună foarte bine. Transparența decizională și liberul acces la informații de interes public constituie prioritatea administrației publice locale și îndatoririle de serviciu pentru personalul din cadrul primăriei Horgești. Totuși, la articolul 62, mi se spune că personalul îi se interzice să ofere documentații și informații chiar considerat de interes public, fără avizul primarului sau a persoanei responsabile de interes public. Deci e o contradicție. Ori ne bucurăm că suntem transparenți și asigurăm larg accesul la informații, ori îngrădim doar cu acordul primarului și... Prin persoana desemnată. Deci ar fi un fel de purtător de cuvânt, dacă ați văzut dumneavoastră la alte instituții, dar așa voi, așa am gândit-o noi. Vă spun și eu, deci au purtător de cuvânt, poate de a orice funcționar,
relativ orice problemă. De exemplu, eu am solicitat niște liste persoane de la 416 sunt afișate pe vot. Da. Când nu erau afișate și persoana după ulterior a fost oarecum mustrată de deciziile acum la dispoziție. Nu știu dacă e chiar acesta. Am o cerere depusă de luna trecută și la fel cum... Nu fi s-o răspund? Încă nu mi s-a răspuns și mai am fost pus. Prevede și în regulament, că e foarte clar, în 10 zile ți se dă un răspuns, dacă e foarte complet și ce să mai mult timp. Dar n-am primit niciun răspuns. Nu așa fac. De obicei vă asumați dumneavoastră. Nu știu cât timp vă mai asumați dumneavoastră, că cred că la un moment dat trebuie să răspundă și personalul care e responsabil de lucrul ăsta. Da, avem personal care este desemnat cu legea 544. Și cineva trebuie să ia măsuri că nu-și fac treaba. Iarăși e părerea dumneavoastră. Păi nu e părerea. Eu v-am spus că nu se ok. Am cererea, e datată, e semnată, n-am primit niciun răspuns. E fapt concret. Mulțumesc atât. Referitor la chestiunea dumneavoastră, că o persoană, bănuiesc un angajat din primărie, a fost mustrat pentru faptul că v-a pus la dispoziție niște documente. Eu văd că aici ar fi un abuz de serviciu din partea celui care a mustrat persoana respectivă. Bine, ar fi să ne dați clar. S-a tras atenția. Cine e persoana mustrată și că așa să dăm în lume și să zicem că cutare, nu știu ce și nu știu cum. Bine, să spunem exact. Domnule, cutare din birou, cutare a fost tras de mânicuță de domnul primar sau de doamna vice și pus la punct că a dat nu știu ce. Nu e ok așa? Trebuie probe, audio, video, nu? Da, aveți dreptate. Înțeleg că proiectele le vom aproba la pachet? Nu, pe rând. Discutați-mi pe ambele, că au discutat pe ambele, dar la pe rând. Dacă mai avea cineva să vorbească, eu până mă uit pe celălalt, care am și acum... Nu, te mai obosit, zice, așa nu votez nimic. Cine este pentru proiectul punctul numărul 2, adică proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Hotești? Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni. Cine? Cine este pentru punctul de numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Hotești? Sunt discuții, Am zis că vreau pentru al doilea... Darov! Democ a specificat că vrea să... Da, domnul. Mai aveți ceva de autogar la rof? La compartimentul de servire. Nu, la rof, domnul. La rof. Zicești că noi avem un muncitor calificat, un muncitor necalificat, un vizitor de curățenie și un șofer. Muncitorul calificat, care sunt sarcinile lui din cele care sunt pe lista de aici, care sunt trebuie? Adică vreți să vedeți fișa postului, practic. Exact. De cum mătura asta acolo? Nu, pentru că, din câte știu, persoana respectivă a fost angajată ca și electrician când a fost angajată. Da. Muncitor, ca muncitor calificat, de specialitatea electrician. Ca și electrician. Da. Asta cred că ar fi bine de știut fișa postului, pentru că din ce văd eu aici, din sarcini respective, nu prea văd nimic pentru un muncitor calificat care să... L-ai făcut? Da, și chiar o să vă rog fișele postului. Dar ale tuturor angajaților să fie pus la dispoziție, ca să știm când avem solicitări și nevoi, să știm cum ne adresăm. Mulțumesc, atât am avut de spus. Da, o zis fișa postului. Am zis că discutăm fișa postului. Deci ce acolo nimic nu e, nu e fișa postului. Am înțeles. Și tăcerea în răspuns. Nu, atât. Ultimul punct. Punctul O spune îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de către primar. Trebuie să aveți în vedere că acest rof are un grad mare de generalitate. Nu putem de câte ori este angajat cineva pe o funcție să-i stabilim exact, să modificăm roful și să punem că i s-a cerut să lustruiască și gardul din fața primăriei. Noi când angajăm pe cineva, îl angajăm pentru că avem o necesitate. Aici avem o necesitate.
stabilită prin postul care există în organigramă, stabilită prin fișa postului care urmează a fi prezentată angajatului, dar modul și regulamentul de organizare și funcționare are un grad mare de generalitate. Nu se poate, nu poate puncta fiecare sarcină a fiecărui angajat în parte. Hai cred să analizăm alt compartiment atunci, să vedem că e foarte punctual și foarte la obiect cu ce trebuie să facă angajatul. Dar ne uităm, de exemplu, la activitatea financiară contabilă. Spune exact, aproape peste tot ce trebuie să facă. Da, și dacă mai apar alte activități, ce facem? Nu le facem? De nu ne contrazic, deci unii au, la unii e la punctual, la unii e la modul general. Vedem noi dacă au ceva de făcut. În funcție și de natura meseriei fiecăruia, sunt îndereniciri care pot fi prezentate punctual, sunt care au un grad mai mare de generalitate. Și care ați pus problema departamentului de deservire și cred că trebuie să realizați că departamentul de servire acoperă tot ceea ce înseamnă de servire. De aia, la ultimul punct, spune și alte atribuții. E diferență și într-un muncitor calificat, care trebuie să știe exact la ce e calificat. Și unul necalificat, corect. Dar este o diferență și între doi muncitori calificați în funcție de calificare. Am să am o dreptate. Dacă schimbăm persoana respectivă, ce facem? Schimbăm șurubul? Da, un muncitor calificat, angajat, pe o specialitate al numiu, prima pe listă este okay, specialitatea pe care o are, în fișa postului. Am angajat un mecanic, prima dată nu-l punem inginer, îl punem mecanic. Și după aia mai vin și alte atribuții. În momentul când am luat decizia ca să angajăm postul și în special de electricitate, am luat pentru a evita contractul făcut cu firma de prestări servicii pe care o aveam înainte. Au crescut cheltuieli sau au scăzut? Nu, au scăzut cheltuieli, logic. Oare. Vați negru pe alt? Domnul, dacă v-ați zis la cuvântul, chiar m-a rugat să dau cuvântul. Vă ascultăm, domnul. Domnule consilier, părerea mea e ca să mergem spre lucruri constructive, domnule, să ne zbatem anumite. Că avem o anumită râcă, așa, o discutăm aici în consiliul local. Eu chiar i-am văzut pe băieții ăștia, pe șoferul ăsta, pe băiatul ăla care e electrician, ne-am văzut că nu se pistă dorme acolo, schimbând becul, chiar făcând ceva. Acum, avem o altă râcă, hai să nu discutăm aici, luăm timpul din consiliul local. Nu putem discuta de plin de ora târziu, nu putem discuta problemele principale de care avem nevoie. Hai să terminăm, că suntem oameni majori, dar nu suntem copii noi, ne certăm ani de arend. Hai să facem ceva constructiv, să facem ceva frumos pentru noi. Și să vedem mai departe. Ce avem de discutat în jălința asta, să discutăm la subiect, la obiect, frumos, civilizat, fără să râcăim sufletele altor oameni, îmi place niște oameni amărâți de aici. Nu la asta am venit la jălință. Cam asta m-am luat. Iar din faptul că perioada am fost și secretarul unității școlare, știu că anumite atribuții din fișa postului, când este lăsat loc în orice fișa postului, prin decizia șefului sau directorului sau în cazul domnului primar, prin decizie dată de dumnealui, îi atribuie de și alte atribuții. Oricare din fișa postului, oricărui de aia avem locul ăla din fișa postului. Cei care lucrăm cu un contract de muncă știm despre ce este vorba. La oricare spune îndeplinește și alte atribuții prevăzute de... Da. Cine este pentru punctul 2, cine votează pentru punctul 3 de hotărâre? 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de securitate al primarului comunei Hojeni. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul numărul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salubritate al comunei Hojeni, județul Bacău. Nu se mai răspunde. Tot cu doamna viceprimară, da? Ca să se înțeleagă, nu că le-aș fi întomite sau ceva, eu le-am propus. Domnul primar este răcit și își menajează cât de cât vocea ca să nu rămână. Nu facem nimic. De aceea încerc să-mi prezic. Vrea să-l imite pe domnul primar la Timișoara? Nu. Strategia de dezvoltare a serviciului de salubritate, ați avut-o asemenea celorlalte acte puse la dosarul de ședință și ați primit-o din data de 14 februarie, când au fost ședințele de comisii. Și
Ca urmare aveți cunoștință despre conținutul acesteia. Eu o să dau citire doar expunerii de motive la acest proiect de hotărâre. Expunerea de motive a domnului primar Ciorocu Gheorghe. Domnilor consilier, după cum știți, în ultima parte a anului 2017 și încă din prima lună a anului 2018, în ședințele de Consiliu Local am venit în fața dumneavoastră cu proiecte de hotărâre sau informări privind situația locală a serviciului de sanitate. Astăzi vin în fața dumneavoastră cu proiecte de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de sanitate. Domnul, pot să citesc sau opresc ca să spun? Nu, eu citeam aici, de asta nu era matela. Acolo să băzi, în cultura, nu aici. Acolo îi băzi. Îmi cer scuze atunci. Reiau, astăzi vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare pentru a nu se mai crea confuzii, pentru a alinia la normele europene și în ultimul rând pentru a nu mai exista riscul, cum s-a întâmplat în anul 2010, la încheierea contractului de prestare servicii de salubritate, ca interesul cetățeanului și calitatea serviciilor să nu fie prioritare. Ca urmare a acestui fapt, s-a impus inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare. Având în vedere cele menționate mai sus, consider că este oportună aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cam acesta a fost. Da. Avizul comisiei. Comisia juridică a avut discuție pe marginea proiectului hotărârii și a dat aviz favorabil. Comisia buget? N-am avut discuție. Am spus numai despre buget, am discutat atunci. Aha. Asta a fost. Fiecare își spune punctul de vedere. Okay. Și probabil și propunerea dacă sunt. Comisia învățământ. Aviz favorabil. Îmi place domnul Sii cel mare. Cea mai blândă comisie. Da. Cea mai curte. Da, eu m-am uitat de asta. Să scrie la cuvânt. Pune-mi ceva, că se numai ta. Pune-mi ceva, că se numai ta. O schimb cu mine, sunt agricultor. Ce să mai spun? De un an de zi de să discută. Vă înscrieți la cuvânt? Nu, am înțeles. Cine se mai înscrie la cuvânt? Da, vă ascultă, domnul. Nu știu, cui adresez întrebarea acum. Vreau să vă întreb cine a întocmit această strategie de dezvoltare. Eu spun trei gestiuni. Da. Având în vedere, am un pasat, o să vă răspund eu așa cu voce, așa, o să vă răspund. Astăzi, înainte de a participa la ședința de Consiliul Local, am avut posibilitatea de a participa la două ședințe a TIP și TIP, în care, în urma discuțiilor purtate și a unor amendamente ridicate și de reprezentanții, reprezentantul UAT Hoțești la gradistului, s-a luat o măsură, e caldă și ne-a lăsat un regulament privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubritate în vederea calculării taxei de salubritate. În mare spune modalitatea de stabilire acestei taxe, plus de asta taxa, plata taxei și concret și facilitățile pe care conducerea Consiliului Director al ADIS Bacău au stabilit un nou regulament și noi revenim, ar trebui să revenim și noi cu consiliul și să ne dă model de declarație, ne dă model de impunere. Deocamdată, în cazul nostru, atâta timp cât nu o să fie operatorul acelor 22 de comun plus municipiul Bacău, taxa, una dintre schimbările care sunt, taxa pentru persoane juridice, se va face în cazul OAT-ului Hoțești, iar din momentul licitației se va face contract direct cu firma de salubritate. Sunt... Deci pentru câte persoane
Păi nu, deocamdată nu plătim pentru persoane, plătim una dintre curiozități și aici am să vă explic și în mare, așa e destul de stufos, dar eu am să mi-am sărit un ochi chestia asta. E vorba de declarația de impuneri, dar în cazul de nu se depune, nu am fost de acord cu problema asta. Se face pentru, spune și pentru primul an de aplicare, pe plată este 15 ani luni, spune toată modul de plată. Un piculeț ca să vă explic exact situația asta în caz de nu se depune declarații, ne dă declarații rectificative, tot felul de modele de declarații. Dați aici ce vă spuneam, până la atribuirea de către ADINS a contractului de legare a gestiunii în serviciul de colectare și transport a deșeurilor pentru AT-urile din zona ISPAM, care se face în primă parte, operatorii de salubritate existenți din zona ISPAM vor fi plătiți pentru serviciul prestat cu contractul de salubritate încheiate de aceștia cu AT-ul în parte. Deci, încă se va face conform cu operatorul noi. În momentul când se va face licitația, noi vom se va face contractul prin ADIS, noi mandatăm, am mandatat ADIS-ul să facă licitația și să ne reprezinte interesele, vom veni și vom plăti exact la ADIS, vom plăti la ADIS în momentul. Deci la atribuire, astea ar fi marile probleme. Se plătește în continuare, v-am spus, că inclusiv cei non-cazi, în ceea ce înseamnă persoane juridice, către firma de salubritate, deci cei care ridică la ora actuală. În fine. La urmă, strigă da. Proiect. Da. Nu o strategie de dezvoltare care spuneți că au făcut-o specialiști. Da. Noi, în noiembrie 2016, am văzut că am contractat servicii de colectare, transport și deșeuri și achiziții de eurocuvete. Am plătit 10.000 de lei către domnul Gospinescu Adrian. Nu. E vorba de această strategie? Nu. Și atunci nu te spune ce a făcut domnul Gospinescu? Dar n-am plătit. Îmi pare rău că aveți plătit acolo, dar nu-i plătit nimic. Pe SIAF apare ca și serviciul. Pare rău. Contractul a fost în negocieri, dar atâta timp că nu s-a semnat niciun contract, înțelegerea au căzut. Deci am vrut să facem cu achiziunarea abia din unul dintre, bazat unul dintre răspunsuri, ce am făcut cu noi ca și autoritate. În noiembrie 2016, când da. Clar că a fost o intenție de a demara lucrul și de a lucra... Intenția a fost tot timpul, nu a fost numai atunci. Că nu s-au dus la ca să înțeleg, noi am plătit această strategie. Nu. Pentru că sunt multe lucruri puse generalități, care oricum la Borgeș nu știu când se vor întâmpla. La puncte tari trecut susținere financiară materială, fonduri proprii, fonduri europene, la puncte slabe, resurse financiare limitate. Deci într-un loc la același lucru. E și punct forte și punct slab. Resurse, logică, sunt limitate resursele. Deci apărem și la punct forte, ca și cum avem bani și resurse proprii. În fine. E un lucru care, la fel cum am mai spus și în trecut, l-a plăcut ca să fie aprobat, dar nu știm ce se va întâmpla. Deci, practic, singurul lucru care apare concludent concret de faptul că se vor achiziționa cele 1000 de pubele de 120 de litri. Nu? Practic, pentru asta l-a plăcut, ca să înțeleg. Nu asta e ideea? Este, dar e restufos. Aici vorbim de reciclare, de conform legii, atent, eu am mai spus că este atât de cam, am să o susțin și nu mi-e genul ceea ce spun. Deci, deșeurile se colectează selectiv. Problema mare este că la noi, la țară, ca să facem selectiv, mai este de treabă. Încă nu se face el... 2019, da. Spuneți că atunci o să... Nu. O să vină pobele pentru carton, pentru sticlă, pentru fier, pentru... Văd că aici ținta este 2019. Dar avea să fie... Da. Da, deocamdată să fim... Noi suntem la stadiul ăla de incipient în care vrem să le oferim pubele pentru un noi menajer.
Apropo de chestia, ca o paranteză, discutam cu cineva în locuitura municipiului Bacău, în care era o discuție cu Beli și atâtea discuții, la care dumneavoastră zicea, domnule, eu mă duc, cobor din bloc și mă duc în jur de 500 de metri până la ghena de gunoi și nu mai fac atâtea gălăgii, să-mi dea pubelă la fiecare apartament în parte. Ok. Noi încercăm să venim acum cu pubele. Am ajuns la punctul de a aproba această strategie pentru a achiziționa aceste pubele, nici așa nu-i bun. N-am discutat. Mai ales că din 2019 trebuie să faceți roșii selectiv. Vă dați seama și acolo e frumos, pe ținte legislative. Da. Domnul Dudulică. S-a făcut anunțul la fiecare să declare, da, omul nostru, dacă vine să declare ceva ca să iei, dar ca să dea ei mai greu. Și propunerea mea este așa că sunt mulți plecați să facă un tabel. Deci prin noi, consilierii, mă refer mai mult la Sodor, că plecați foarte mulți. Da. Și deci ăștia să nu fie puși la taxă, cum s-ar spune. Da. Plecați cu tot, cu familie, casa părăsită. Revenim în coarte, deci, dar voi să vă spun. Pe afișul respectiv, că l-am în ochi, așa, dacă nu-l aducem, am spus destul de clar. Sunt invitați să vină, da, să-și declare, așa, în caz în care nu o să vină până la data de 1 martie, vom lua registru agricol. La registru agricol să apară 10 oameni, pentru 10 oameni, și atunci încep discuțiile. Abia atunci e problema. Știu, apare 10 oameni. Vă asumați, dar cum vrea... Să dați declarații pentru oameni, e obligatoriu declarații. Nu, stați. De ce? Deci, scrie 10 oameni. Păi da, cum vrea drepturile pentru 10 oameni, plătesc și pentru asta. Păi eu ce vă spun? Deci, dacă dăm un leu pe săptămână și poate pe undeva la ajutoare de urgență, de handicap, primește atât, nu poți să dai și un leu pe săptămână. Deci, asta trebuie, omul nostru vrea, numai vrea. Pentru cei nu... care zice dumneavoastră că sunt plecați, da, da, noi am luat hotărârea la nivel de conducere să vină o rudă să declare în numele persoanei respective. Declarați de propria răspundere. Doar că ar trebui proprietarul, așa spunem, declarați deci proprietarul. Da, dacă proprietarul e acasă. Aici am avut în discuții în comisie o propunere a lui domnul Dămor, și mi s-a părut foarte bun și dacă nu aș lua dumneavoastră. Să puneți pe site, pe Facebook-ul Orgeștenii în lume, un model de declarații care se poate fi printat de persoanele care sunt în afară și să-l trimită online, prin e-mail, prin fax, prin ceva. Păi, mi se pare cum, eu am zis că nu toată lumea stă pe Facebook, dar dacă sunt care stau pe Facebook, e foarte bine. Sau să-l puneți și pe site-ul primăriei. Pe site-ul primăriei. Pe site-ul este și îl poate... Eu am intrat documente utile și nu l-am găsit. Da. Este că chiar am vorbit cu Mădărina, eu pe mai am zis și mi-am dat. Sincer, nu am intrat, dar știu că... Sincer, și pe site, trebuie făcut un pic de ordine. Da, mai ales că primară încă este cu... Și domnul Șescaru, când mi-l cu copiii. Mai țin și de actualizat site-ul, că sunt multe probleme. Are dreptate. Da, cam atât. Da. Supunem spre vot punctul numărul 4 al ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Nu mai cred, domnul Crețu, da, nu este. Nu e aici. Domnul Crețu! Puneți că trebuie, da, să știi din sală, în momentul ar și ca. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea însușirea codului de cooperare prin organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei județene Bacău, acord. Domnul primar. Dau și expune de motive întocmite de domnul primar și o roagă Gheorghe.
Având în vedere referatul de necesitate care are la bază prevederile articolului 6, aliniat 3, articolul 29, aliniat 1, litera C și aliniat 3 și articolul 30, aliniat 1 și aliniat 2 din legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului hotărârii Consiliului Local pentru însușirea acordului de cooperare, privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie cu vedere necesitatea aducerii la îndeplinirea prevederilor legii numărul 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, respectiv organizarea activității de audit public intern pentru Comuna Horgești, aici e o greșeală, cu privire, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public al acesteia. La urma analizei, efectuate în comună de Ministrul Finanțelor Publice de Asociația Comunei de România, s-a convenit că cea mai economică, eficientă și eficace formă o reprezintă constituirea unui compartiment de audit public intern la nivelul filialei județeane Bacău, Asociației Comune de România, având ca scop facilitatea asigurării activității de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de colaborare prin relații profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficiență și colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activități. Dat fiind faptul că în structura funcțională a comunei nu putem cuprinde personalul de specialitate pentru realizarea activității de audit public intern și ținând seama de faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului fiecărei entități publice, în acest caz, entitatea publică fiind comună, în calitatea acestuia de persoană juridică de drept public și respectiv de instituție publică locală, vă propun proiectul hotărârii prevăzut ca anexă la prezentul referat de aprobare. Față de cele menționate mai sus, ținând seama de importanța acestea, vă supun aprobării prezentul proiect de hotărâre. Dacă îmi dați voi, eu am să vin cu mai direct. Se vorba despre o propunere, un proiect de hotărâre privind că noi suntem membrii ACOR filiala Bacău, chiar zilele astea are loc în București întrunire cu reprezentanții ACOR, Asociația din România, în care avem și noi o delegație trimisă din primarie din județul Bacău, la care în ultima întrevedere la ACOR Bacău am ridicat și problemele pe care le-am întâlnit. Tot acolo s-a discutat despre propunerea de către președintele ACOR Bacău, în care se vrea ca la nivel de asociație să fie angajat un serviciu de audit intern, având în vedere multiple proiecte europene și multiple probleme întâlnite de Curtea de Conturi în momentul controlului în entitățile respective. Noi venim cu propunerea cu prezentul proiect de hotărâre în care noi nu putem, dacă ați văzut în ultima parte a expunerii prezentate de domnul viceprimar ca instituție publică, nu putem cuprinde personalul de specialitate pentru realizarea activității de audit intern. Am și discutat că într-una din comisii sau nu știu chiar, nu știu dacă în toate trei, asupra problemele respective, în comisia de juridic, trebuie practic un post în organigramă de audit intern, este post de superior, consilier superior. În momentul respectiv ne-ar trebui, din discuțiile purtate și avut, ar trebui la compartimentul respectiv să fie doi, deci unul să facă audit, iar celălalt să fie un fel de șef de compartiment, să dea viza compartimentului respectiv.
Vă dați seama că doi angajați în organigram ar fi și cu salarii respective destul de costisitoare pentru bugetul fiecărei comune. De aceea s-a luat în discuție la nivel de asociație să fie înființat un departament de audit intern în care va face acest audit la toți membrii acord care vor semna acest acord de cooperare privind exercitarea auditului intern, public intern în cadrul membrilor asociați din filiala județeană acord. Cam asta ar fi în mare despre ce vorba. Dumneavoastră punem spre hotărâre prezentul proiect de hotărâre. Da, comisiile. Comisia juridică a discutat acest proiect de hotărâre. Nu s-a ajuns la o finalitate, dar a rămas ca în ședință, fiecare să-și dă puteri vedere, pentru că nu, zis, nu s-a ajuns la o unanimitate asupra acestui proiect de hotărâre. Și vă rog cu această ocazie să vă înscrieți. Da, când o să ajungem la înscriere la cuvânt la buget, Comisia pentru buget. Să înțeleg și pe noi la învățământ la fel, da? Domnul președinte al comisiei. Nu e mai liniștit în comisie. Mai disciplinat. Am să mă scriu eu la cuvânt, doamna vice. Și uita că l-am ținut. Altcineva. Da, eu o să vă pun decât două întrebări. Să înțeleg că la drepturi și obligații trebuie să venim cu niște contribuții financiare. Serviciu. Și văd aici o sumă de 2215 lei pe lună cheltuieli salariale. Mai departe, văd un tarif de 29 de lei pe oră pentru desfășurarea misiunilor de audit planificate. Întrebarea mea este cum s-au stabilit sumele astea? Da. S-a făcut un buget de venituri și cheltuieli la nivelul asociației și pentru înființare, dacă vedeți dumneavoastră, ați văzut foarte bine, dar trebuie văzut și punctul 14, în afară cheltuielilor cu salarii, pe văzutul mai sus, Asociația Comunelor din România, în următoare cheltuieli, pregătirea profesională, deci la ora actuală, serviciul respectiv abia se înființează, dacă sunt de acord membrii asociați cu contribuțiile și se vor face respectiv 1 la 25, suntem 25 de entități ai comunii care am vrea să se facă din comunii care am vrea să facă audit la nivelul audit intern la nivelul unităților administrative teritoriale pe care le reprezentăm. Deci sunt cheltuieli pentru vedeți și chirie, utilități, achiziții, tot. Suntem la început. Deci, din ceea ce observ așa, cam dacă am fi avut doi angajați în primul rând, cred că n-ar fi necesitat atâtea cheltuieli. Calculul este făcut în felul următor. Cât de văd aici? Nu știu, dacă aveți făcut calculele. Calculul este, okay. Deci, suma de contribuții este 40.000 de lei pe an. Împărțit la 12 luni, 3.332 de lei. Un consilier superior la ora actuală, dacă ar fi să angajăm, ceea ce nu putem să angajăm numai unul la nivelul nostru, depășește suma respectivă, asta mă refer la net. Suma netă depășește suma respectivă. Deci ar fi cu brut mult mai mult decât ceea ce este aici. Adică bănuiesc cât timp o să demonstreze dacă e rentabil. Asta e, da. Dar în momentul în care vom vota acest punct și vom fi de acord cu el, bănuiesc okay. O să mergem în acest ambient. Doamna Vice, v-ați spus-o. Atâta mai. Despre acest proiect de hotărâre am luat la cunoștință chiar în ședința de comisie. I-am spus de atunci punctul de vedere al domnului primar, punctul meu de vedere, au zis și consilierii. Am mai avut discuții cu dânsul și ulterior. Și eu i-am spus că suma aceasta mi se pare
mare. Mai văd pe lângă acea sumă și... Nu le-am enumerat pe toate. Eu am zis doar ce am văzut așa. Văd în afară de acea sumă și alte... Nu, adunate suma v-a spus. Este vorba de 40.000 de lei. Suma. Știu că mi-ați spus 40.000 și spuneți că în afara cheltuielilor cu salariile mai urmează pregătirea profesională. 88 de lei, deci acolo. Adică noi să suportăm pregătirea profesională a auditorilor intern, considerăm că totuși sunt calificați dacă vin să facă audit. Una dintre. Indemnizații de deplasare. Ne dăm bani și dacă vin la noi unde să se deplaseze? Noi suntem... Păi, dar nu vine la noi. Păi da, da, în afară de le plătim... Că nu, este, nu le plătim în afară, deloc. Ba da, este în afară, uitați-vă la articolul 14, domnul primar, în afară cheltuielilor cu salariile, da, prevăzute mai sus, noi, atât, plătim pregătirea profesională, care v-a spus, nu mi se poate, mă, ce ești autor, e treaba ta să te califici, nu văd să-ți plătesc. Indemnizația de deplasare, adică eu să-i plătesc să vină la mine, dacă nu-i plătesc, nu vine. Deci, nu știu ce locație să-i închiriezi, că spune chiria acolo, da, în acele locații. După aceea, consumabile diverse, echipament IT, adică mobilier, imprimantă. Venim ca și contribuție, deci contribuția noastră este de 40.000 pe an, în care cuprinde toate cheltuielile respective. Adună sumele sau să se vedeți cât iese. 3.300 și ceva de lei. Știți că eu v-am spus că mi se poate suma prea mare, având în vedere că la nivel de comună, chiar asta v-am spus, ar trebui asfaltate, balastate, atâtea drumuri și să punem suma. Și ce-i drept, da, legea spune de acest audit. Dar am stat câțiva în fără, vi bugetul mic anul ăsta, cum consideră și domnii consilieri, pentru că votul nu este, eu am zis că mă opun acestui proiect de hotărâre din cauza smeșarii necesităților care sunt. Și ați spus, am mai putea și am zis să venim cu altă sumă. Nu, dacă se poate să aveți discuții la nivel de acord și să vină cu altă sumă în acceptată... În funcție de hotărârea dumneavoastră poți să abordez un problemă. Da, da? Deci, eu nu pot să zic că nu e o hotărâre. Eu vă spun punctul meu de vedere și vreau să justific de ce mă opun acestui proiect de hotărâre. Și poate aceste... De ce mă opun? Dacă trece, trece. Dacă nu trece, să știți ce să spuneți, din ce cauză n-au vrut consilierii să voteze. Păi dacă aș spune împotrivă, nu știu, poate nu știți de ce e împotrivă, dar vă spun și de ce votez împotrivă. Nu știu dacă s-a spus că e pe 3 ani. Și știți că... Nu e pe 3 ani. Nu, e anual. Și știți că eu am mai zis așa, am fost spunea și am zis, domnule, până la urmă este obligatoriu serviciul de audit, mai e și problema aceea că până la urmă fiecare funcționar trebuie să lucreze cu responsabilitate, oricum Curtea de Conturi vine și verifică, atunci noi să mai punem un control asupra muncii funcționale, apoi oricum vine Curtea de Conturi și știu tot că aduce vorba de conducerea din urmă, care a plătit un audit, un astfel de audit, a încercat să folosească și în instanță și nu l-a luat în considerare pentru că era plătit de instituție, deci nu era auditul Curții de Conturi a unei instituții care nu avea, nu lua bani de la UAT. Mai ales aici mă uit soft legislație. Deci, nu știu cât poate costa. Așa am zis și eu. Dar nu luăm noi, n-ați înțeles. Încă n-ați înțeles. Te contăm. N-ați înțeles. Deci, noi venim ca și contribuție în cadrul acordului. Cheltuielile face acordul. Domnul primar, rămâne că dumneavoastră mergeți la discuție, rămâne să vedeți. Nu funcționează votul dumneavoastră, eu sunt din problema. Câte comune sunt pe Orgeș? 40 și câte sau câte 25. Sunt? Nu, sunt 35 cu 25 care vă mă audit. Nu, pe județ. Câte 35. Comune sunt? Membri acord 35. Nu. Și dacă la membri acord, zicem, am putea poate anul ăsta, dacă e posibil, să sărim banii aceia, mai bine să-i punem... În altă parte. Și alabastră. Banii în buget. Banii sunt bugetați? Sumele astea? Le prindem cu funcție dumneavoastră, trebuie să le prindem, da, n-am venit în bugetul local. Cât e bugetul? Deci, în bugetul care l-am aprobat, nu sunt banii prevăzuți. De-abia urmează să fie pentru o rectificare, doar de la altă, ca să vă divulmez. Dar în funcție de decizia dumneavoastră, deocamdată nu avem principiu pentru așa ceva. Asta e, de aceea mă opun, zic și funcționarul să meargă responsabilitate cum face chestii. Poate anul ăsta reușim fără acest control de audit cu suma respectivă și, cum v-a zis, e punctul meu de vedere și mi-am justificat de ce mă opun. Domnul Costică, vă rog frumos. Practic, n-am avut posibilitatea să studiem așa cu atenție acest acord.
dar în cadrul comisiei, pentru că acolo poate puneam mai multe întrebări și ne lămuream unul pe altul. N-am înțeles de ce în cadrul articolelor enumerarea alineatelor, ca să le zic așa, încep fie cu litera A și continuu trec la I, J, K, restul, ce ori fi, nu știu, la articolul 7 începe cu litera F, G, la articolul cu litera I, celelalte litere în cadrul unui articol, a trebuit să știm ce cu ele, pentru că văd aici la articolul 14, dacă vă uitați cu atenție, spune așa. Cheltuieli de materiale prevăzute la literele A, D, ocazional de funcționare compartimentului A, D, nu le avem. Alte cheltuieli neprevăzute la litera J, alte cheltuieli neprevăzute la literele A, C. Literele A, C lipsesc. Și cheltuielile ar mai fi prevăzute acolo. De ce nu sunt, n-au fost date în acordul ăsta? Acum să lăsăm asta la o parte. Eu am înțeles din ce am citit în acest acord că undeva la nivelul județului Bacău, cu un număr de 25 de comuni, din cadrul Asociației Comunilor din România, din județul Bacău, s-au gândit să formeze un compartiment de auditori. 5, 10, câți ori fi auditori? Oameni pregătiți în domeniu. Trebuie să aibă o pregătire de specialitate. Bun. Noi, pentru treaba asta, contribuim fiecare comună cu 2250 de lei pe lună pentru salarii. Dacă îl aducem să vină să-i solicităm, că e posibil să nu solicităm, pentru că nu suntem obligați, el nu vine. Îi dăm 29 de lei pe oră, pe auditor, că vin doi, așa am înțeles. După aceea plătim toate cheltuielile de deplasare, tot el dacă vine aici, vine cu ordine de servicii, plătim cheltuielile de deplasare, transport, masă, da, cazare. Noi plătim auditorul, asta e toate cheltuielile. Noi plătim ca membri asociați. Deci, cum ar veni, și el dacă vine, noi plătim 29 de lei pe noi nu plătim nimic. Și de ce l-a băgat de aici? Pentru că astea sunt cheltuielile care noi trebuie să le virăm către acord. Păi stați o leacă, înseamnă că nu este clară. Că spune aici așa că pontajul și nu știu ce se face de entitatea respectivă. Da? Ce pontaj facem noi dacă el nu a venit? Păi el vine noi aici, noi facem pontajul și îl depun la acord. Și noi dăm deci plata se va face la, nu, plata se va face la acord. Contractul de muncă se face în cadrul asociației. Deci noi nu închidem, nu încheiem decât, dacă sunteți de acord, acord de cooperare pe bine organizare acum, și decizarea auditului, atât. Domnul primar, da. Din, este punctul meu de vedere, celălalt da, din corect. Comisia. Din punctul meu de vedere, este necesar audit intern. Odată la 3 ani vine audit, tot audit intern, se cheamă și ăla, numai ăla, la curtea de... Extern. Extern. Eu parcă știam că scria raportul. Dar în sfârșit. Vine și face odată la 3 ani. Măcar odată la un an jumate, la 2 ani, e bine. Și cu ocazia asta vin în fiecare an. Da. Cu ocazia asta, am înțeles că totuși datele se pun la dispoziție entității respective, dar nu se fac publici pe site-uri, pentru că sunt într-un fel sau altul confidențiale, dar dumneavoastră și noi prin dumneavoastră putem intra în posesia lor și cu ocazia asta se verifică mai cu atenție modul cum se cheltuiesc banii publici în afară că dumneavoastră puneți pe site, noi ne mulțumim, ori mai nemulțumiți, alții mulțumiți, alții verifică, alții nu verifică, este tot altceva. Dar, totuși, suma este destul de mărișoară, 40.000 de lei pe an. 40.000. În schimb, nici într-un caz nu-i mai mare decât ai angajat doi auditori, pentru că nici un auditor, mai ales când majoritatea vor să intre pe la curtea de conturi și au niște salarii și plus de adică de-am văzut, plus de asta, pensii speciale, etc., oamenii tind să se pregătească, să ajungă acolo, nu mi se pare exagerat din partea noastră, dar numai să găsim banii și să vedem de unde tăiem, că trebuie tăiați de undeva. Care? Deci din capitolele care am aprobat bugetul astăzi,
nici într-un caz, nu din colo să nu iei de la cultură, nu de la drumuri, nu când avem investiții puține, deși asta e bugetul. Dacă, părerea mea este, dacă s-ar găsi banii, nu aș avea nimic, din punctul meu de vedere, nu aș avea nimic împotrivă privind, că odată și odată trebuie realizat. Domnul secretar, dar știți că am avut noi audit. Vinea doamna Hăineală și cu cealaltă, nu? Cum vine totodată? Da, dar lua lunar, 11 milioane. Dar nu știu că intentează, eu nu știam. Da. Le vedeam. 11 milioane, va da, dar ei nu mai au dat în pădurea sau nu mai au bani. Lunar, vă rog frumos, v-am întrebat dacă vă fie stilist. Nu vă trebuie la urmă. Deci, aia au fost un simulacru de audit. Da, dar nu știu cât e comune, dai seama. Numai un pic, scoate eu amicheia. Da, ăla a fost un simulacru de audit făcut de doamna Hăineală atunci când a venit așa un zi, două, da, băi, băieți, bine, mai de acolo, mai de acolo, cât s-a plătit, nu s-a aprobat prin Consiliul Local și chiar dacă s-a aprobat, nu eram membru Consiliului Local și nu puteam să... Da, vă bine, domnul Consiliul, domnul Domnul. Mă uit la hotărârile HCR 16 din 28.04.2017 și HCR 17 din 28.04.2017, e aderarea la Asociația Comunilor, respectiv am aprobat atunci HCR 17, însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Țin foarte bine minte discuția. Dumneavoastră atunci ați prezentat exact aderarea aceasta la Asociația Comunilor, exact având ca principal beneficiu acest audit intern. Una dintre beneficii. Una dintre, dar care, cel puțin așa specificat atunci, n-ar mai fi necesitat plăți suplimentare. Noi plătim 1.100 de lei pe an. Cotizația la membru asociat. Exact. Dumneavoastră așa ne-ați explicat atunci. Din cotizația respectivă avem toate drepturile. Inclusiv dreptul ca, pe rând, cum ne-ați explicat atunci, la un interval, să beneficiem de acest audit intern. Acum veniți cu acest proiect de hotărâre, cu aceste sume care sunt foarte mari. Deci dacă avem 3.300 cu 1.100 cotizație, deja ne ducem la 4.000, aproape 4.500 de lei. Bani care nu știm pentru ce îi dăm. Bine, acum ați spuneți că pentru acest audit. Deci, ori ne-ați mințit atunci când ne-ați spus să aderăm la asociația. Numiți-mi un beneficiu pe care l-am avut până acum ca membri în această asociație. Un beneficiu. Inclusiv mărirea asta cu salarii și pe care beneficiem cu toții este un punct de vedere pus de acord. De membri de acord, prin care reprezentanții noștri au ajuns în Parlament. Una dintre ele. Deci ne-am zis ca să ne mărim salariile? Nu. Da. Am înțeles. Asta. Domnul Bogdan, vă rog frumos, dacă vreți să spuneți ceva, vă scrieți la acolo. Ceea ce a spus acum e grav. Deci am zis una. Apoi ne-am dorit una dintre, acum vin cu hotărârea asta în care să facem audit intern. Singur nu putem. Deci n-ați specificat absolut nimic de plată suplimentară. Singur nu putem. Nu știu. Deci acum când veniți cu sumele astea, deja vorbim, nu mai spun că proiectul este un copy-paste venit pe mail pentru că apare așa, nici măcar n-a schimbat numele comunei. Chiar să ridicăm mâna, să dăm bani așa? Da, v-am spus, asta este o propunere, e un proiect de hotărâre în care dumneavoastră aveți dreptul să vă spuneți părerea, doar nu... Corect, da. Nici să aruncăm bani pe fereastră chiar așa la fiecare ridicare de mână, că... Mulțumesc! Domnul Bogdan, vreți să adăugați ceva? Ca să ați vrut să intrați în discuție. Nu mai vreți. No. Domnul Creț, vă rog frumos. Ajuns din frumună. Ca și în ședința de comisie, la aceeași părere, ăștia sunt bani care un pic din, să zic, înțelegere din partea ora din persoana aeronoscă, nu știu cine o negocia, dar mi se pare el, lor, domnule. Deci dacă îi dau 400 și mai dau încă 50 și mai bag cu 22, atunci la 10 miliarde. Nu, tu și calculați. Încă o dată v-ați văzut. Cheltuielile toate ca contribuție este 40.000 de lei. Eu am zis cu aia 23 asociații. 25. Da, 25, am mulțit cu 23. Pare rău, eu voi vota în patru. Da. Trecem... Domnul președinte, sau așa de ceva să spun. Nu prea am înțeles, că suntem așa discoliți.
e necesar auditul ăsta sau nu avem nevoie de el. Ca să știm că avem, trebuie să-l votăm, dacă e necesar. Dacă nu avem nevoie de el, nu vă dăm bani cu apasă, nu dezocut, nu avem un loc, să-i aruncăm priverea. Vă răspund domnul primar, nu vă răspund. Da. Necesitatea de exista, deci depinde de ce parte a baricadii ești. Din partea bine, uite. Păi dacă din partea bine, ne luăm o măsură de siguranță pe o dată. Vor fi la nivelul comunei investiții. Ne luăm o măsură de audit intern care să nu putem, deci nu așteptăm 3 ani să vină curtea de conturi. Asta v-am spus, dar de necesitatea de asta și l-am introdus pe ordinea de zi. Dacă nu? Până când trebuie... Dar nu există. Nu am pus în ordinea de zi, în funcție de votul dumneavoastră, merg în ședința acord și pun punctul de vedere. Mergem mai departe. Hotărârea din aprilie 2017, ce rol a mai avut atunci? Ca să facem parte de membrii acord, prima dată. HTL 16, da? Și 17? Și 17, că suntem de acord pentru a face o audit intern prin asociația respectivă. Iar acum venim efectiv de atunci, abia atunci, deci, cum să vă spun eu, apropo de previziuni, cum ziceți dumneavoastră cu previziuni, președintele Acord Bacău putea negocia cu un audit, cu o firmă de audit pentru a face în asociația noastră, fără a avea în spate membrii care sunt, dar dumneavoastră, suntem de acord să facem audit. În numele propriu putea să facă dumnealui? Cât costă un audit luat din surse externe? Nu m-am interesat. Dar n-avem dreptul, asta e toată chestia. Aici m-am interesat, în privința asta m-am interesat. Deci cu o firmă privată, cu nicine, nu avem drept. Ori ne angajăm, ori ne unim mai multe într-o asociație. E singura modalitate de ei. E bun, dar mai negociez sumă. Dar n-avem cum să negociem, v-am spus. Astea sunt sumele care... Ceva de spus, da. Când am negociat aderarea la corul ăsta, am povestit acolo că dacă o primărie nu are un contabil, ei dă un contabil pe o lună, pe două ruși, mă, orice serviciu plătesc, dar... Așa au zis, facem acolo ăsta, o primărie n-are un contabil, două luni detașăm noi, n-are un secretar, detașăm noi, ajutăm primăriile. Acum vedem că orice facem, plătim ca la... Deci nu e un ajutor, e tot în contracost. Ca orice asociație la care suntem membri, ca orice asociație din România, trebuie să fii și cu... Adică nu ai numai drepturi, ai și obligații. Știu, dar având în vedere că suntem membri, ar trebui să avem și aici, să vin o lună, două zile pe lună, fără să-i plătim ori, detașare și toate astea. Că s-a angajat să nu să-i plătim o lună de lună. Să vină, vă stau în primăria Hoșești, trei zile pe lună. Sau așa ar fi fost și la ADIS. Plătim cotizația de 6.000 de lei și mai plătim tasa de salubritate. Așa cum ați zis dumneavoastră. Păi vedeți? Trecem la... Sau în momentul când vă face alimentarea cu apă, suntem membri ADIP. Plătim cotizația, dar nu mai plătim. Toată lumea se acordează și plătește, cum să vă spun, nu mai plătește apa. Da, cum? Supunem la vot proiectul de hotărâre. La audit, domnul, zice ce mă respectă. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea însușirii acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul filialei de ție Bacău a Acord. Cine este pentru? Nu este nimeni pentru. Te ridic una cu gulții, domnule. Cine? Cine este pentru? Păi decizia dumneavoastră nu e a mea. Luam nimic cu proiectul. Ați întrebat odată, nu ridica nimeni mână. Cine este împotrivă? Așa? Și să mergeți, domnul primar, la negocieri și să vedeți ce o abținere din partea mea, trece, domnul primar. Noi nu că nu suntem de acord cu deci câte abținere? Trei abțineri. Trei abțineri, da? Suma e enormă. Domnul secretar, da. Păi da, nu, ca să... Aceeași rea că am avut-o și eu în cadrul asociației, da. Ca să înțelegem un lucru. N-ai vrut să ne iubiți, nu ne-ai spus din primul. Nimic, dar nu fac chestii de genul ăsta. Dar nu-ți dat de ce să vorbim. Să avea ceva împotriva... Domnul secretar, punctul 5 și-a trecut. Discutăm mai departe la diversii. Eu am justificat ținerea. O justificație și eu mi-o justific către domnul primar, că n-ar fi la diversii atunci, da. Da?
Trecem la punctul numărul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului comunei Horgen, județul Bacău. Domnul primar, aveți cuvântul? Tot are legătură cu regulamente. Tot în urma acordului prefecturii s-a decis că este obligatoriu să avem un statut al comunei noastre. Ați luat la cunoștință despre acest statut și ca urmare acestui fapt, domnule președinte, consider că e cazul fiecare să-și spună punctul de vedere. În ceea ce privește Comisia Juridică, a fost aviz favorabil. Comisia pentru învățământ? Aviz favorabil. Mulțumim, domnul președinte. Foarte mare avut, domnule. Da. Cine se înscrie la cuvânt? Dacă a fost împotrivă, ce a făcut? Adică pentru că n-a ajutat în comisie, treaba asta. Da, vă rog. Nu? Domnul Mogan? Nu. Nu. Da. Domnul Costic, aveți cuvânt. Statutul este întocmit în conformitate cu statutul cadru care este aprobat. Problema este de următor. Consider că articolul 15 din prezentul statut ar trebui să fie puțin schimbat, nuanțat sau cum să folosesc un termen acum. Adică avem 15 consilieri și nu neapărat să-i nominalizăm pe după nume și pe partide, pe 15 consilieri funcții de numărul de locuitori prevăzut în legea electorală și în legea administrației publice locale, pentru că mâine poate să schimbă un consilier, trebuie să modificăm statutul și să prevedem aici așa că statutul se aprobă nu neapărat din 4-4 ani, când nu avem și să schimbăm numerele, numărul satelor rămâne același, cu mici excepții, numărul de locuitori se schimbă. Eu așa cred că ar fi mai simplu, după părerea mea. Deci, așezarea geografică este aceeași, suprafața este aceeași, vecinii avem pe aceeași. Dar componența politică. Doar componența asta, cred că asta ar pare și poate... Toate statutele nu, noi. Este o propunere, dumneavoastră, nu e obligatoriu să țineți cont de ea și când... Amendament, de cum vreți dumneavoastră și după aceea îl votăm. Cam atât. Domnul Dăvor. Vreau să ne întreb acum dacă s-au început demersurile pentru delimitarea zonelor. Privind ce ai pește terenul intrapilane și cum trebuie intrapilane? Nu. Urmează să înceapă sau nu? Da. Deocamdată nu. Pentru că încă o dată vă spun și asta e singura, am mai pus întrebarea asta și mai, încă n-am primit niciun răspuns. Care e modul de delimitare? Legal. Să discutați cu aparatul de specialitate? Păi, tocmai că nu am găsit. La articolul 21 zice că bunurile care aparțin unităților administrative teritoriale sunt supuse inventarierii anuale în termen de 60 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale. Da. Ele se însușesc prin hotărârea de către Consiliul Local. Ar trebui ca... Până când ar trebui să le însușim? Se lucrează la inventarierea. Da. Cred că e mai bine de jumătate, nu? Deja cu școlile, cu tot. Se lucrează cu următoare. Eu n-am avut anexa la mapă, dacă anexa o lume. Anexa la statut? Supun aprobării din acest proiect de hotărâre, însoțirea anexa 1 care face parte. E statutul în sine. E statutul în sine. Da, anexa 1. Da, da. Atât, mulțumesc. Da, acolo ar trebui Consiliul Local să formează după fiecare alegere. Aici, așa. S-a constituit în data de... Nu, se constituie după alegerile locale generale sau cum vedeți acolo, funcție de numărul de locuitori.
Cine... Atunci pot să fie șapte mii, așa nu crește populația. Trecem să votăm amendamentul propus de domnul Costică la punctul numărul 6. Cine este pentru? Aici? Da. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Horgeș cu amendamentul domnului Costică Mitica? Trecem la punctul numărul 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asistență încheiat cu gabinetul individual de avocatură a doamnei avocat Jinca, domnul primar. Da, la citire expunerii de motive, domnul de domnul primar Cioroiu Gheorghe, domnul consilier, reședința ordinară de Consiliul Local din data de 23 ianuarie 2018, am inițiat un proiect de hotărâre de servicii juridice și desfășoarea unor proceduri de selectare a persoanelor fizice juridice ce vor oferi asistență, reprezentare, consultare juridică. La acea dată am fost împuternicit de Consiliul Local să întreprind toate demersurile în vederea încheierii unui contract de asistență juridică. Pe rolul instanțelor de judecată se află două dosare despre care v-am făcut cunoscut anterior, pentru care se impune reprezentare juridică și care nu mai suportă amânare, având în vedere că în dosarul numărul 4415/110/2016, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, urmează să se efectueze expertiza, și dosarul civil numărul 15.997/180/2017, aflat pe rolul judecătoriei Bacău, unde urmează să depună întâmpinare. Prin scrisoarea de intenție numărul 227 din 18.3.2018 a cabinetului de avocat Maria Jinga, înregistrată la OAT Horgești, județul Bacău, sub numărul 441 din 22.3.2018, s-a venit cu oferta de 5.000 de lei, plată pentru fiecare dosar în parte, pentru o etapă procesuală. După cum majoritatea cunoașteți, cu această firmă de avocatură, instituția noastră a mai avut în trecut colaborare juridică și eu consider că a reprezentat interesele instituției cu profesionalism și loialitate. În ceea ce privește modelul contractului de asistență juridică, acesta este unul tip, acceptat de Uniunea Barolilor din România, Barou Bacău, model care însoțește acest proiect de hotărâre. Precizez faptul că valoarea onorarului plătit va putea fi recuperat cu titlul de cheltuieli de judecată în ipoteza în care instanța va admite cererea depusă. În concluzie, consider că este oportună promovarea acestui proiect de hotărâre și că se impune adoptarea lui. Da, este modelul și modelul de contract. Da, în urma discuțiilor cu datul noastră, mandatările noastră, am avut discuții, am mai primit oferte de care au venit după data de când am inițiat proiectul de hotărâre. Deci până la data inițierii proiectului nu exista decât oferta pe care am prezentat-o, cred, în comisie și am discutat despre oferta chiar în ședința extraordinară, cred că am discutat. Da. Nu, dar le-am dat modelul ăsta, am făcut atunci copii. Scrisoarea de intenție a doamnei. Da, scrisoarea de intenție, Așa. Noi am venit, modelul de, că a venit atunci să venim cu modelul de contract efectiv. I-a cerut, doamne, și ne-a făcut un contract cadru, practic este, în care nu... specificat, indiferent de este un contract stabilit de Uniunea Națională a Barourilor din România, în care sunt stipulate obiectul contractului, onorariu, cheltuieli și toate clauze speciale, alte clauze și blocul și data încheie. De aceea vin cu propunerea. Având două dosare, pe rol, una 4415 pe 110 pe 2016,
seara referitor la fostul primar Ștefan Ionel și 15.997 pe 180 pe 2017 aflat pe rolul de Hotărâre Bacău cu societatea Cremanii Sările Hoțești. Pe comisii? Nu, când ne scrie la cuvânt. Pe comisii. Noi am discutat în comisia juridică și să spun cu vedere. În comisia juridică, domnul Dancă Ioana a spus că este de acord cu această doamnă avocat, o cunoaște, a lucrat cu dânsa și s-a părut, da, domnul Dancă, cu profesionalist. Discuția mai mare a fost cu domnul consilier Crețu Teodor, deoarece dânsul a zis că s-a interesat și a găsit oferte avantajoase printre, citez, prietenii avocați. I-am explicat că există incompatibilitate în acest caz, având în vedere că unul dintre dosare este chiar unul în care dânsul are calitatea de reclamant în acel dosar pentru Consiliul Local, și a venit și a dus din partea cuiva o ofertă. Nu știu în ce măsură este corectă această problemă, având în vedere că dânsul are și calitatea de consilier local și calitatea de administrator la SC Cremanii și calitatea de reclamant la acest dosar, în care chiar acest spațiu unde ne desfășurăm activități sau unde își desfășoară activitatea Consiliului Local este obiectul acestui dosar. Dacă aveți cunoștință și domnul primar a zis, acest spațiu a fost primit prin alte donații de la asociațiile agricole, societățile agricole Cetățuiaș Cucuiez, jumătate din această clădire aparține societății agricole Cucuiez, jumătate societății agricole Cetățuia. Dânsul a avut un dosar cu societatea agricolă Cucuiez și prin acest dosar solicită anularea contractului de donație pentru cu SC Cucuiez și partajarea, adică să se spună clar în instanță, domnule, știu, primele 3 birouri, 4 sunt ale societății Cetățuia, o să rămână, puteți lucra. Cealaltă, știu eu în ce situație aici, nu vreau să fiu neapărat să spun glumă, poate trebuie să-i plătim chirie, doamna... A fost acea apelul. Păi nu, am zis discuții din comisie. Se strig pe comisie. Exact, pe discuții au fost în comisie și avizul dumneavoastră. Știți cum a trebuit să se aducă la cunoștință și Consiliul Local, ce discuții au fost în comisie. Ok, am înțeles. Și ca urmare, Comisia Juridică a dat aviz favorabil cu un vot împotriv. Da, Comisia pentru Învățământ. Aviz favorabil. Da. Buget? Ceva discuții au fost în comisii, dar nu pe proiect. Așa că rămâne fiecare să spună punctul de vedere în sumele. Adică, de principiu, este un aviz dat de când s-a dat, s-a putut nici primarul să dat, dar nu pe proces anume, pe cauze. Nu știam despre ce este vorba. Dar fiecare își pune punctul de vedere în comisie, care crede că este necesar și nu puneți la vot că doar avizul este consultativ, nu e un aviz conform. Altcineva? Doar dacă... domnul președinte, doar dacă e cazul. Îmi mai scria cuvânt, dar... Da, vom discuta exact pe contractul da. Pe care urmează să-l încheie. Și domnul secretar. Câteva boară, nu zic că... N-am discutat în comisie. Domnul Boboc, aveți cuvânt. Domnul consilier, domnul primar, nu știu eu cât de fiecare proces trebuie să plătească 50 de milioane în primărie la doamna asta avocat. Așa am înțeles eu din ce ați explicat. Nu, pe proces. Pe bază procesul ăla. Asta înseamnă că dacă... Un dosar. Când durează procesul. Acum, nu știu dacă numai pentru astea două dosare o să o angajăm pe doamna asta avocat sau pentru toate dosarele câte avea. E sumă colosală. Îți bani enorm. Dacă numai pentru asta două dosare, ne se lăsăm liniștit. Dacă e vorba de atâtea dosare, aici se grăbăniți o mulțime de bani. Poate este și o altă modalitate. Eu, cam atât. Da. Domnul Dămoc. Domnul Dacă, iar.
Domnul Cantu, puteți. Păi, dar nu ați zis cu cine ați deci eu am înțeles de la domnul primar că s-au mai primit oferte. Da, avem, dar venită pe 13-12. Este valabil pentru cabinetul Jenga, pentru că scrie clar. Da, în da, am specificat chestia asta. Deci, în momentul întocmirii proiectului de hotărâre, deci pe data de 12-12, nu era decât oferta doamnei avocat Zinca. Hotărârea este valabilă pentru contractul ăsta și avocatul ăsta. Corect. Al minte nu mai este valabil. Asta e proiectul de hotărâre. Următoarea ofertă vine la doamna avocat Lăpârdă Ana Elena, înregistrată pe 13-12. Deja... Deci, eu ce am, în afară de chestia asta, ce am de spus? De ce nu își iei treaba până la capăt? Ok. Le puteți solicita zbor dumneavoastră. Mulțumesc. Având în vedere că sumele se vor recupera, încerc ca daune materiale în urma procesului, nu consider că este o problemă. În afară de chestia asta. Comunatul mai pierdut spațiu, mai pierdut o curătărie, mai pierdut sediul primăriei, mi-a dat la 50 de milioane, având în vedere despre ce este vorba în procesul ăsta. Deci nu cred că este cazul să ne gândim la o sumă, având în vedere pentru ce este procesul ăsta. Eu, din punctul meu de vedere, sunt de acord. Domnul Democ. Din punctul meu de vedere, este clar un conflict de interese aici, când un consilier local dă în judecată primăria, după aceea tot el se interesează să aducă oferte bune, dar nu știe pentru cine bune, este clar că intrăm într-un conflict. Exact ce a zis Comisia Juridică. Vă rog frumos, lăsăm să-l... Mai glumă, mai serios, cred că ar trebui să întrebăm pe domnul Prețu dacă mai ar din să deschidă și alte procese, că dacă mai deschide și alte procese și noi ne-am angajat să dăm la fiecare câte 5.000 de lei, deja poate intrăm și în insolvență. Dar într-o țară liberă este... Corect. Ideea este că în comisie s-a discutat chiar despre atacarea expertizei iniciale, de S.C. Cremani, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și o să vă rog să-mi spuneți dacă aveți în vedere acest lucru. Expertiza privind suma pe care... Știți la ce mă refer. Da. Știți poate. Principiu, eu sincer m-aș abține la vot la proiectul ăsta, pentru că aici e o răfuială internă, pentru că sunt probleme vechi. Cu societăți, cu persoane, cu donații făcute de foști primari, cu... Acceptate de foști primari, nu făcute. Acceptate, da. Cu acordul Consiliului Local. Deci au acceptat donații să plătească bunul. Domnul Prețu, dați voie. Mă scuze un pic, un moment. Dom'le, nu știm toată lumea din Consiliul Local, toți consilierii ăștia, de unde vine problema asta, boba? Noi nu știm că ăsta era primării, era... CAP-ul aici era sediul CAP-ului. De unde apare acum că vine niște proprietari pe aici cu treaba? Nu am înțeles, că, ca să nu vorbesc de rău pe cineva. Nu, cred că cel mai bine v-ar putea răspunde domnul Crețu, zic eu. Nu știu că aici e sediul CAP-ului. Domnul Dămuntu, vă rog, mai aveți ceva de adăugat? Atât vreau să concluzionez. Dacă noi, ca și consilieri locali, venim și ne apărăm în Consiliul Local doar propriul interes, ar trebui totuși să ne punem o semn de întrebare, pentru că cu domnul Crețu, cam de 2 ani de zile, cam numai asta face în Consiliul Local. Și ar trebui cumva să mai stea, nu știu, să vadă toată lumea acest lucru. Atât, mulțumesc. Da, domnul Crețu, aveți cuvântul. Deci, o să încerc să explic, nu detaliat, într-un rezumat, din de reieșit procesul. Deci, cu primarul, fost primar Țurcanu, s-au făcut niște donații false. Deci, și una, și alta. Jumate din... Cădeți în incompatibilitate, că nu vorbiți în calitate de consilier. Domnul președinte, vă rog frumos. Aveți voie să vă înscriți la cuvânt. Doamna Vici, lăsați să-și spună punctul de vedere, domnul consilier. Răspundi pentru ceea ce declară. Lăsați să... Deci, după 8 ani de proces normal, cum asuma, care o dăm la doamna Jinga, și o mulțăm cu 8 ani, să vedeți unde se ajunge. Domnul secretar, din punct de vedere legal... Lăsați-l pe domnul Crețu, domnul... Domnul președinte, vă rog frumos. Păi da, ați avut cuvântul. Eu cel punct de vedere secretarul. O să aflați... O să aflați după ce... Nu, domnule, vreau punctul de vedere acum, secretar. După ce domnul Crețu își termină cuvântul...
vorbeau înainte. Păi n-are cum, ați avut cuvântul, trebuia să nu ne mai amintim pe parcurs și mai spunem ceva. Din vedere legal, mă răspuns la domnul secretar. Vreau să știu dacă domnul consilier Creț este incompatibil sau nu să participe la ședința asta. Sau la punctul ăsta de la punctul ăsta, nu la tot. Deci la punctul ăsta ar trebui să nu participe la ședință. Din punct de vedere legal, repet, nu că așa vreau eu. Deci vreau punctul de vedere legal. Ca să putem analiza exact din punct de vedere legal, ar trebui să știm exact natura procesului domnului Crețu. Parte și să că parte nu știu, eu care o știu, consider că nu este. Domnul Crețu, în calitatea care o are, își va exprima punctul de vedere, iar după aceea vom decide dacă, prin punctul lui de vedere, este incompatibil sau nu. Nu voteză. La vot, nu pare. La vot. Da, da, acum... sunteți în situația în care se face sesizare la ANI să vă dea punctul de vedere. Și vedeți că zilele trecute a fost afișat tabel cu demnitarii incompatibili și vă spun că tocmai unul dintre motivele de incompatibilitate a fost acesta că a participat la o ședință unde s-a făcut vorbire despre... Este evident că față de acest proiect de hotărâre, domnul Crețu are un interes. Dacă dumnealui nu se consideră incompatibil, urmează să suporte consecințe și asumă acest lucru. Am zis și eu mai departe. În concluzie, o pot să jignesc pe mine. Mi se impună niște reguli, care eu nu le văd în lege, da, sfârșit. Și ca să continui ce am avut de spus, a doua zi după ședința în care s-a mers cu suma asta, am intrat la primar și am spus, omule, ești dispus să găsesc o cameră de avocați care să se ducă cu cel puțin 30% sub normal, sub ceea ce-i dați la acest avocat. Atenție, domnul Crețu. Haideți să termine un cuvântul. Hai să fim corect până la capăt, referitor la ce dosar. Haideți să dați un răspuns. Era vorba de dosarul cu Surcanu, nu? Bun. Așa. Dar la sfârșitul ședinței a spus și de primare. Și eu mi-am luat o măsură în plus când am vrut să ajut primăriatul. Și nu mi-am pus avocați care mă reprezintă. Asta s-o înțelegeți. Dar nu e nimic. Dom'le, noi vrem să aruncăm bani oricum. Eu cred că sunt chiar interese personale aici. Dar nu e nimic. Dar asta e... Asta e, să zic, modul nostru de a... de a... arunca bani pe fereastră. Noi suntem toți conștienți din sală de aici, că toți avem, că cineva are interes personal aici, și știm și cine. Din noi. Domnul Budaru, vă înscrieți la cuvânt? Nu, dar... răspunsul care a venit să-l dau acum vine de la sine, domnul președinte, că vine să-l spui. Nu când trebuia să mă scriu la cuvânt. Dar să ne explice cineva exact despre ce e vorba, că nu știm. Domnul secretar, explicați legalitatea domnului consilier. Am fost în dosar cu Sece Cremani înainte, dar apoi cu, când a fost și domnul Căliman Gheorghe, în, eu am reprezentat primăria, nu că am fost în altă calitate, să înțeleg, când eram jurist. Și de aceea am cunoștință. Deci, acest spațiu a fost sediul fostului CAP. Toate bunurile fostului CAP au fost preluate prin protocol în 1992, și cred că nu greșesc acum, de către două societăți agricole. Societăți agricole în care membrii fondatori erau agricultori, oamenii noștri din comună. O societate agricolă, se numea Cetățuia, o societate agricolă Cucuieț. De aici făceau parte, să zicem, Lucațion Brutu, fost adegeată, zic, Didier, mai mulți, deci fiecare cu oricine. Și prin acele protocoale, fiecare asociație a primit de la fostul CAP. Aici jumătate de clădire asta au împărțit, o brutărie a revenit Societății Agricole Cucuieț, tractoare, remorci, aripi de ploaie,
bunurile pe care le aveau. Aici nu pot să mă pronunț, vă dați seama, din 92, cum au împărțit și cum au decis să se împartă. Dar oricum, prin protocol, există protocol, totul e, să zic, legal. Cu președinte erau, fiecare societate avea președinte care reprezenta pe cetățeni. Sunt dosare cu procese verbale de la adunările acestor societăți. Deci totul e în regulă. După aceea s-a decis asta acum în 2008, în ședința din iulie, s-a discutat, 2008, deci să fie, s-a discutat, domnul primar de la vremea aceea, Țurcan Ionel, a venit cu propunerea și a zis, domnule, haideți să preluăm societățile acestea, oricum erau majoritatea decedați, mai erau câțiva pe care nu-i mai interesau oamenii în vârstă, toți 70-80 de ani, și au zis că sunt de acord să predea aceste societăți nouă primăriei, adică să intre în inventarul, în inventarul domeniului public și privat al comunei, aceste, toate aceste bunuri private din prin protocol. Și acest sediu, jumătate aparținea societății agricole Cetățuia, jumătate societății agricole Cucuieți. A fost discuția în iulie, în luna august, s-au făcut procese verbale, s-au făcut adunările, au semnat membrii care mai erau în viață, că sunt de acord ca președinții să semneze pentru semnarea actului de donație, de care vă spuneam. Și totuși, acolo pot să zic că a fost o incompatibilitate, degeaba se supără domnul Crețu pe mine, era consilier local la acea vreme și a auzit discuția din iulie și ne-am trezit că în ședința din iulie, care a fost pe 20 iulie, pe 27 a dat în judecată societatea agricolă Cetățuia, Cucuiesc, ceară banii, nu. Erau sumele investite pentru repararea imobilului Brutărie. În, cum v-am spus, în luna august... În ce costat reparații? Bine, asta e o expertiză, e altceva, că nu spun eu în ce au costat reparațiile. Aici chiar nu pot, poate domnul Cresc să vă spun, dar eu nu pot. În luna august, prin hotărâre de Consiliul Local, era consilier domnul Boboc, că v-am urmărit acum hârtie de asta, zic, dar oricum era. Consiliul Local a fost de acord cu preluarea donației, n-a putut nici pe prima să semneze contractul de donație la notar, n-am putut să încheiem la acea vreme acel contract de donație. De ce? Pentru că domnul Căliman Gheorghe, președinte, nu avea atunci prin hotărâre judecătorească să fie președinte, era doar investire în cetățenii. Am intrat, am fost în instanță. Instanța a decis, dar hotărârea a venit în 2009, că domnul Căliman Gheorghe este președinte al societății agricole Cucuieți. După ce a primit acea hotărâre și în baza ei, a mers la notar, asta vă spun că a mers primarul Țurcan Ionel, de atunci am fost și eu, și s-au semnat acele acte de donație. În procesul celălalt, vice pentru Brutărie, era în curs. Ca urmare a faptului că noi am încheiat actul de donație pentru Brutărie după deschiderea acestui litigiu, acest dosar, acela a fost anulat în instanță. Actul de donație cu Brutărie. A fost anulat. Ba da, a fost. Păi, cum, păi, litigiu. Păi, cu Brutărie, asta am spus, ca să se înțeleagă. Da, corect. Așa, pentru că spunea că am încheiat și a rămas acest sediu a primăriei, despre care v-am spus, jumătate aparține societății agricole Cetățuia, dar care nu are nicio treabă, deci nu vrea nimeni nimic, e regulă, și jumătate... Exact, dar în același act de donație apare jumătate. Și acum, prin acțiunea introdusă în instanță de către administratorul SC Cremanii, IPEX-RL, domnul Crețu Teodor, cere așa, anularea acelui act de donație în ceea ce privește societatea agricolă Cucuiesc, deci nu se leagă de Cetățuia. Și pentru că această clădire, în urma anulării, este de fapt și jumătatea societății agricole Cetățuia, cere și partajarea, adică să se spună clar, domnule, cât din această clădire aparține societății agricole Cetățuia, cât... În calitate de ce cere, domnul? Dânsul e administrator a SC Cremanii Impex RL, care a investit în clădirea Brutărie de acolo și s-a judecat cu societatea agricolă Cucuieți, reprezentată de domnul Căliman Gheorghe, și care trebuie să mai obțină niște bani de la această societate agricolă în urma investiției făcută în reparațiile de la Brutărie. Suma este de, ca să spună bani vechi, 1.640.000, s-a scos la licitație Brutărie, a fost adjudecat, am văzut adjudecarea, s-a evaluat doar 800 de milioane, nu, domnul Crețu, greșesc, că ce mi-a
să zic, am memorie bună. Și ar mai trebui să recupereze 800 milioane. Noi acum ne rugăm să, când evaluează clădirea asta jumătate, să fie 800 milioane. Că mai aș pe asta și mai trebuie să mai dăm ceva. Nu știu ce o să mai dăm, dar vă dați seama, sumele sunt. Dacă nu vedem evaluarea asta, la ce spune, expert, la ce spune domnul Dămoc și aici domnului primar să conteste acea expertiză? Domnul, nu poate domnul primar să o conteste. De ce? Pentru că nu a fost parte în acel dosar. Primăria, mă refer, nu domnul Ciora. Ce poate să facă? Deci să facă plângere penală? Exact, da, da, asta da, sau să se facă o plângere penală, dar asupra executor, să spună, domne, cum e oamenii stocului? De asta sunt alte probleme. Vreau să completez și eu cu ceva din punct de vedere personal. Nu, eu v-am spus, mai e ceva lăbărit? Ca să vă traduc mai bine înțelesul nostru. În ce a investit domnul Crețu? A transformat brutăria în casă. Datorită faptului că a investit să-și facă din brutărie casă, vrea bani de la primăria Horgești acum, că și-a făcut casă. Bun, pentru că nu a făcut nici cuptor de pâine, nu a produs nimic pentru satul ăsta investiția lui. Și-a făcut și-a transformat brutăria în casă. 12 ani am făcut pâine la Horgești. Ai făcut. Dacă vrei că vii cu pluta aici o dată pe săptămână, nu știu. Păi și nici aia, pâine bună ce ați făcut? Dacă nu-ți vorba nimeni. Câți ani are domnul Crețu din acolo? Păi are contract, din ce eu mi-amintesc, din 1994, dar domnul Crețu aveți un contract de continuare acolo și din 94, nu? Contractul a fost făcut la timpul ăla cu președinte, cu prieții, cu contract de închiriere sau... Da, da. Da, da. 94, care nu l-a semnat toată lumea. Nu, și acolo a fost, era președinte ales... Dar procesul nu se judecă aici în sală, bă, hai să... Domnul consilier Bundaru, ați fost lămurit? De doamna, în mare deci sunt dreaptă prin noi, de asta putem să mergem mai departe. Deci domnul Crețu mai de recuperat de la societatea agricolă, e 800 de milioane de lei și ca atare merge pe bunurile care aparțin, nemai având nimic societatea agricolă. Nu, nemai având nimic societatea agricolă Bucuieți pentru că a donat totul nou în inventar, atunci solicită anularea acestui contract ca să poată de să recupereze. Brutăria asta a cui până la urmă? Brutăria nu mai e, alu domnul Crețu acum, alu Cremanii. Brutăria a cui e? Alu Cremanii, domnul. Acum, brutăria, da, a judecat-o, numai licitația, a mers la licitație. A luat-o cu 800 și mai grea încă 800. Deci a fost licitația și iată. Nu investi pentru dânsul, dar mai grea nici după asta. Domnul Costică, spuneați că vreți să adăugați ceva. Nu, dar m-am înscris la comisie. Ați bătut la ce? La delegăm? Să nu avem reprezentant în proces? Nu, la cuvânt. Bă, problema este că s-au făcut discuții aici, parcă ar fi la tele justiției, dar la noi, bă, nu știu cum să-i zicem. Este un proces în instanță, adică sunt două procese în instanță, s-a solicitat primarul, el vine cu propunerea, acum că au fost și alte case de avocatură și nu tot timpul obligatoriu, suma nu este exagerat de mare ca să fie considerat o investiție, să dea nu știu ce, 5.000 de lei, cât e și pentru celălalt proces, instanța va hotărâ și ne are dreptate, care e calitatea procesuală a domnului Crețu, care e calitatea procesuală a primăriei, ce implicații în sfârșit asta de... Eu nu terminați în și am putut să vedem cine a adus oferta ultima. Cine a adus-o? Asta a venit pe nume. Și v-a spus de dânsa domnul Crețu atunci, la vremea aceea? Nu. Deci nu știați, a venit prin față. Da, dar venită, încă o dată spun, eu nu am luat-o în considerare și nici n-am spus nici suma respectivă, cu toate că e mai mică față de ceea ce e. Pentru că era după momentul, deci asta a venit după ce am ținut ședințele de comisii, pe românești, adică o zi înainte de ședințele de comisii. Ei, în momentul când v-am invitat, a venit pe 13. Acum cu recomandările, nu pot eu să mă pronunț, că unul recomandă o casă, altul recomandă acasă, eu nu cunosc niciun, adică nu singur avocat cunosc atâta din tot, Barou Bacău, după nume, pe Ionit și nu mai știu cum îl mai cheamă. Gabriel. Atât îl cunosc și tare n-aș vrea să mai cunosc pe alții, să n-am nevoie de el. Să n-am nevoie de el. Sunt de acord cu proiectul de hotărâre și lăsați instanța să-și facă datoria, să cheme. Privind incompatibilitatea, este legea administrației publice și locale, domnul secretar spune președintelui dacă are, poate vota. Secretar a zis, înainte de a trece la vot, vrea să prezint un pic legalitatea. Deci, nu mai un pic, vă rog frumos, să iau cuvânt. Deci, practic, domnul Crețu ne-a lăsat fără brutărie odată. Mai vrea și 800 de milioane. Ne mai pune și la cheltuieli cu avocații. Și
cu dosar. Da. Nu știu. În acțiunea asta mi-e pune la cheltuială. Exact. Bine. Dar ați înțeles un lucru și vă spun că ați intrat pe timp cuvântul meu, domnule. Nu, dar am înțeles că ați terminat. N-am apucat să spun. Bine. Orice persoană are drept să adeseze instanțe de judecată, indiferent de calitatea pe care o are, să dea în judecată pe oricine. Am văzut pe internet că cineva l-a dat în judecată pe Dumnezeu, nu știu din ce cauză, că trebuia să plăi și nu plăi. Foarte mult. Fără nicio glumă, vă spun. Așa că omul a deschis acțiunea la judecată. A spus care sunt problemele pe care le-a ridicat. Există plângerea. Există plângerea, deci este dreptul lui. Nu putem noi acum să o oprim. Când l-a lăsat, când l-a lăsat. De atâția ani, nu este moral și nu este civic. Nu avem nicio treabă cu ceea ce face dânsul. Asta vreau să spun eu. Nu există morală la justiție, nu vă face probleme. Ne ajungem acolo? Da. Domnul deputat, despre moralitate aici. Domnul secretar, expuneți. Deci, pe scurt, vă rog, pe scurt, să trecem la... Articolul 46 alineatul 1 din 215 spune că nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea unei hotărâri consilierul care el, prin soț, soție, afin sau de până în grad 4, au un interes patrimonial direct. Acum, dacă dumneavoastră considerați că există un interes patrimonial direct a domnului consilier care este administrator al acelei societăți, eu n-am văzut acte că este sau nu, dar sunt lucruri care eu nu le cunosc așa, urmează să decideți. Noi nu putem să dăm afară ședință, nu se decide dacă rămâne sau nu. Nu, nu, dar nu ai cuptul, dar mă plan. Păi normal, cum să se iasă? Poate rămâne în sală, dar nu are de lucru. Domnul Mario, am citit aici în... Da. Asta e o pedeapsă, domnul Păstean? Nu, domnul meu, nu. Deci, am citit în scrisoarea doamnei... Deci, dumneavoastră, că vreau domnul și mă domnul sfat de bine, vă luați pe pedeapsă, domnul Crețu. Doamna Vici, prima. Doamna Vici, vă rog frumos. Să timp că aveți adresă, trimisă și de la altă cameră de avocați, eu sunt pe, cum se spune, pe val. O să vedeți că nu da. Sunt trei variante propuse de doamna Jinca Maria, doamna avocat, în ceea ce privește încheierea contractului. Prima variantă ar fi plata pentru fiecare dosar. Păi poate vrem să votăm pe bucățile, nu știu, de asta pun întrebarea. Da. Deci nu toate la un sumile astea. Bine. Poate nu sumă. Păi asta vreau să zic. Prima variantă este 5.000 de lei dosar pentru o etapă procesuală, pardon. A doua variantă propusă de doamna Jinca Maria ar fi plata unei sume lunare de 2.000 de lei pe lună pentru o perioadă de un an de zile, perioada în care dumneavoastră spune că voi prelua dosarele care îmi vor fi transmise de instituție pentru reprezentare. Și ultima variantă, fie va fi alocată o sumă totală în care se va stabili, deci nu 30.000, suma încă nu e stabilită, din cât îi citesc. Ba, da. Va fi, dă un exemplu, da. O sumă totală în care se va stabili un număr de dosare, dosare în care voi reprezenta până la finalizarea etapei procesuale. Un exemplu spune, dă ea pentru 10 dosare, vreau 30.000 de lei. Ce vreau să vă întreb, domnul primar, dar nu știu dacă știți, v-ați discutat. Vreau să vă întreb, de exemplu, ăștia 30.000 de lei pentru 10 dosare, pot fi, acestea două sunt în prima fază procesuală, da? Putem să le luăm în calcul să fie următoarele două faze procesoare în astea 10? Nu, vă întreb, că normal, logic, așa ar fi, că sunt faze procesoare. Și mai discutăm azi, aprobăm proiectul de hotărâre, domnule. Și proiectul este propus așa, noi am discutat la ședința trecută toate fazele astea. Și am spus, domnule, să dai pentru dosare. Pentru că celelalte dosare poate să meargă secretarul și-a fost cu poate să meargă cu fond funciar să judecă pe bază de documentație înaintate de primării din caz. Cu normice apetul ăla. Cu normice apia sau cu... Ce mai sunt? Cu astea, cu curatele, cu tot ce înseamnă la instanță. Merge autoritatea tutelară, merge, sunt și asistent social. Astea două dosare, dacă și va hotărâ instanță, nu-i neapărat, noi nu judecăm procesul, ci nici avocatul. Că e mai... Nu venim cu varianta asta, că 2000 au fost și am zis că nu, pe lună. Merge cu varianta cu 5.000. Asta e propunerea noastră. Eu, domnul președinte, solicit domnului secretar să ne aducă la cunoștință până la termen viitor în ceea ce este incompatibilitatea domnului consilier. Mai spune tu, da. Deci, solicit un punct de vedere privind
incompatibilitatea domnului consilier Creț Teo, dacă există sau nu, detaliază. Și asta înseamnă, cred că trebuie adusă la anii, nu? Anii, da. Ca să nu fie discuții, să spună, domne, a avut cineva sau nu știu, nu mă lasă să spun cuvântul, cum ați dânsul, că își rezervă dreptul de a contesta în contencios. Da, da, e drept figure, așa. Și noi, Consiliul Local, solicităm domnului secretar, că sunteți cel care avizează, să spuneți... În contencios, nu trebuie alt avocat, altă... Supunem la vot punctul numărul proiectul de hotărâre pentru aprobarea contractului de asistență încheiat cu gabinetul individual de avocatură, doamna avocată Jinca, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Trecem la punctul numărul 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea machetei priorități obiective plan de acțiune 2018 al Comunei Hotărâri de Zâmbacău. Aveți cuvântul domnul primar. Doamna vicepremarea României. O să dau citire expunerii din urmă de domnul primar Cioroa Bălgeu. În conformitate cu prevederile articolului 45 al 7 din legea administrației publice locale, numărul 2015/2001, cu modificări și completări. Îmi exprim inițiativa de a promova proiectul de hotărâre privind aprobarea machetei priorități obiective plan de acțiune 2018 transmisă de instituția prefectului Bacău și a anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre, în subținerea care formulez următoarea expune de motive. Cadrul legal aplicabil este prevăzut de prevederile articolului 63 alineatul 1 litera C din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare. Prevederea articolului 63 alinea 5 litera D din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere solicitarea transmisă de către instituția prefectului Bacău cu numărul 1035 din 17.1.2018, înregistrată la OAT Horgeș cu numărul 374 din 18.01.2018, prin care se solicită transmiterea până la data de 23.02.2018 a machetelor privind priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economică socială 2018, cât și necesitatea alinierii comunei noastre în efortul colectiv de îmbunătățire și modernizare a tuturor aspectelor ce vizează nivelul de trai al populației, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea machetei priorități, obiective, plan de acțiuni 2018 transmisă de instituția prefectului Bacău în forma prezentată. Ați luat la cunoștință, răspunde, această machetă. Urmează pe comisii să vă prezentați punctul de vedere. Comisia Buget? Da, obiectivele astea nu sunt prinse și în lista de investiții care am primit-o pe anul 2018. Ba da. Păi numai că acolo se prinde macheta aia trimisă de județ, de prefectură, probabil. Că am văzut că acolo da, se vorba de... Da. Și aici e numai strict că acolo am văzut și drum 252 ani și 252 ani. La asta se referă strict la Comuna Hodie. Eu zic că să discutăm după problema asta, care aceste obiectiv, în mare măsură, au fost discutate și la comisii privind bugetul, când se prinsă bugetate toate lucrurile astea. Nu? Da. Inclusiv. Da, pe Negileu construit de școală, da. tot. Deci noi am luat idei. Știu că avem ce prinsuri, ce avem, ce proiecte avem. În comisie, domnul consilier Dămuc a ridicat problema listei de investiții pentru anul 2018 și motivat de către domnul primar. Eu am încheiat un proces verbal, dar rămas în calculator, nu am avut cum să-l scot. Ce s-a discutat așa în comisie, motivat de domnul, când am avut bugetul sigur, cât pe mai total, e, da. Pe total. Acum, probabil că astea sunt investițiile care sunt, chiar acolo era o întrebare și se explica cu fondul ăla de volument dacă gardul a fost plătit
sau nu, dar nu s-a plătit, dacă să vedeți. De asta este surprins în bugetul de anul actual și nu-l găsiți în lista de investiții pentru... Îl găsim, dar cu banii din bugetul actual, nu cu banii de rulment. Eu nu am probleme, nu știu ceilalți membri din comisie dacă au întrebări, aici e la punctele A, B, C, de la investițiile astea de 4 milioane, ce să bănuiesc că astea sunt în continuare, probabil cu canal sau ce vor mai fi. Comisia juridică a adus favoarea. Da. Comisia pentru învățământ? Favoarea. Domnul consilier, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Ok. Deci propunem spre aprobare. Propunem spre aprobare punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea machetei priorități obiective plan de acțiune 2018 al Comunei Hodești. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. O abținere, domnul secretar. Dacă este să justific faptul că deci aici e cam tot ce se poate face pentru o comună. Cam toate investițiile în turism, în... Cam ce ar trebui. Cam ce ar trebui. Cam ce ar trebui. Pe fixat. Cu tinele și în port și măcarea pe mine. Acolo avem numai liniuță. Voință puțin. Da, de la anul nou o să mai fie numai liniuță. Chiar ar fi bine să existe acolo primar cumva. Nu s-au prins de 20 de ani. 30 de ani. Trecem la punctul numărul 10. Eu sunt de acord cu dialog. Veniți cu propuneri, domnul Domnul. Aveți răbdare. Am cerut patrimoniul, terenurile care pot fi date în concesiune. Întrebări. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. Aveți cuvântul, domnul primar? Domnilor consilieri, după cum știți, anual se aprobă, sunteți deja la, parcă am aprobat și în 2016-2017 cu dumneavoastră, planul de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018. Este acum, el este în concordanță cu statul de funcții și cu organigrama așa cum au fost aprobate de dumneavoastră la, unde a fost ultima dată, în octombrie, nu știu. 7 de da. Și este tipul numărul de funcționari care creează, începe, poate v-ați uitat de la timp. E secretar înainte în vechiul, dacă ați făcut o comparație, în vechiul stat erați la secretar vacant, acum este ocupat postul și la absolut toate. Cum a plecat? Dacă e vacant sau e ocupat. Acesta este planul de ocupare a funcțiilor publice și v-am zis, este în totală concordanță cu statul de funcții și cu organigram. Avizul comisiilor. Comisia juridică favorabil. Comisia învățământ. Favorabil pentru că aici nu este nicio modificare la numărul de... Nu mai este transformarea unei funcții contractuale într-o funcție publică. Nu este. Deocamdată nu. Nici măcar. Numai unde a fost vacant și nu mai este vacant sau care s-a vacant. Au fost ocupați și sunt vacant. Nu, o să vine la organigramă. În momentul când revenim cu organigramă. Nu trebuie aviză de la manager tău. Scrie la cuvânt. Propunem spre aprobare că punctul numărul 10 este pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu avem. Să te vezi că mai este și un an de fapt. Nu e 7, e 4 jumătate, bine că trecem la da, și am ajuns la punctul numărul 11, ordinea de zi, întrebări și interpelări. Mai faci? Da, înscrie la cuvânt. Și acum îți facem până așa. 5 minute. Să mă scriu și eu, am ceva întrebări. La mine, treceți de mine, domnul, că s-am spus mai și la mine, dacă e cazul, vă văd. Păi eu vă întreb, da, dacă apoi... pe parcurs mai doriți să știți da, dacă s-a trecut lista, îmi pare rău. Deci acum ne înscriem, nu ne mai înscriem după. Da. Bun, domnule. Altcineva? Deci, domnul Crețu, domnul Tupescu, domnul Dămoc, doamna Vici, cine se mai înscrie?
ministrului. Altcineva? Da. Domnul Cresc, aveți cuvântul. Deci, s-a întâmplat să ne mai lingă un pic mai mult și, nu știu, ori noi nu suntem credibili, ori nu știu ce să cred. Aceeași sculă, aceeași panoramă de tractor, culmea aici la intersecție la mine, și-a dat bietul om lama aia de pe mijloc și împingea numai cu cupa din față. Nu știu cum dăm noi banii. Am zis, bă, taci că primăria asta se lecuiește odată de două ori. Și se spune în Consiliul Local că nu e o sculă cu care să ne zâmpezești. Nu s-a întâmplat chestia. Și chiar am de gând să nu mai aduc probleme de genul, că efectiv să mergi de profit, bănuiesc. Adică, cine dă mai mult din cei care participă la această acțiune? De gustul banilor. Exact. O a doua problemă care vreau să o ridic. Domnul Bunaru, vă rog frumos. Lăsați-i pe domnul Căietu să ce-i spună, cum de vedere. Am domnul primar. Să pe domnul Bogdan. Am oprit și pe dumnealui, n-aveți grijă. De la Zobric, el a comentat la... mai cu ochii pe el, toată ședința la vorbări. Haideți, domnul Căietu. Deci, o să mă apreciez asta. E efectiv, nici la ora asta nu se știe, de către primar, că spațiul din fața stației este spațiu public. Și intenționat am lăsat vă câteva zile zăpadă acolo. Poate s-a gândit cineva, oameni la ajutor social, sau, știu eu, cu... De cine să-i pun? Cu alte forțele. Și am lăsat trei zile. L-am chemat pe domnul primar, să știți. Băi, vin un pic până jos, că o să răgeam. Că eu știu că și aici e interior. Nu, domnul primar, ia aici. De aici, așa, până... Nu am mai primit niciun răspuns, nici, da, nici nu. Dar mă uitam la bieții oameni care se duceau în stradă și să o dau la picioare și am pus doi băieți și o aruncat zăpadă de acolo. Mulțumesc pentru înțelegere. E de răspundința acolo? Nu, la sfârșit. Păi nu, dar ți-i dânsul. Hai, pe rând așa, la dezepedire. Cele două lucruri sunt legate una de alta. Într-adevăr, m-ați invitat la Vale, am văzut, într-adevăr, dezăpezirea. Noi sunteți nemulțumiți, nu neapărat de utilaj, cât faptul că rămâne zăpadă în fața stației de autobuz. Exact. Eu am zis că, din discuția purtată, ne-am lăburit. Se pare că nu. Dumneavoastră aveți închiriat 180 de metri pătrați. Așa știu eu, Vasiun, nu dumneavoastră. Vasiun, deci aveți dreptate. Deci este spațiu din spate. Ok. În spate. Dom'le, asta ar trebui să veniți și mai măsurați o dată. Dom'le, mă faci să fac chestia asta. Deci mă face să venim să măsurăm. Măsurați, okay. Cât vreți să s-a măsurat. Da, domnule. Deci vreau să considerați că spațiul din fața magazinului Vasiun până în drumul județean până în gardul ar fi obligația primăriei Horgeș să o facă? Da. Dom'le, eu consider că ca un bun gospodar în fața casei îți faci tu curățenii. Domnul meu, am făcut-o de ienori. Și... Deci, interesul ca să vină, în primul rând, dumneavoastră, spuneți numai de stații. Interesul crezi că mai mare al dumneavoastră este să ajungă oamenii la Vasiun, nu ca să ajungă oamenii în stații. Ei, ca să ajungă oamenii la Vasiun, dar vă dăpați, de-o dăpați, domnul Crețu. Domnul primar, oricum mai dau... Eu v-am spus punctul de vedere și atunci, se ridică și îmi pare rău că mă face să vă spun același lucru și în Consiliul Local. Promit că nu mai eu nici la diverse cuvânturi și... M-ați înțeles, acest punct de vedere mi l-am spus acolo, vreau să-mi pe unul amândoi. Nu, acolo a insistat, ai spus că spațiu public în fața de acolo... Eu așa cred. Domnul înseamnă că dacă v-am luat cuvântul, nu mai discutăm la trebuia curățat conversația de autobuz. Dați răspuns atunci când ajungeți la... același punct pe care l-am spus jos, același punct. Eu cred că n-ar fi trebuit să purtăm discuția asta. Am purtat-o odată. Deci nu măsurăm. Dacă vreți să măsurăm, măsurăm, dar e penibil. Așa. Dar eu așa ven. Fiecare om gospodar în fața casei lui își face curățenie. Cred că la mine, la poartă, nu a venit nimeni să dea zăpadă să ies cu mașina de acolo. Nu, dar ți-am arătat părerea la 10 metri în față. Prea blând, domnul primar. Domnul meu.
ar trebui să vă impuneți punctul de vedere. Eu discutăm, suntem niște oameni cu blândețe care sperăm să înțelegem, să coabităm împreună, da. I-a dat răspunsul, da? Da, eu așa cred. Ajung la mine, eu nu țin nu, discuția prea lungă. O să am rugămintea chiar să vă notați că reprezentantul Rens din cadrul primăriei dumneavoastră să prezinte un raport cu ședința următoare referitor la stadiul în care s-a încărcat baza de date în ceea ce privește ulițele comunale și strada. Da, da, da. Atât, domnul Dămoc. Am văzut că s-au achiziționat numere pentru casă. Da. Tocmai asta am cerut, să vină cu raportul. Da. Nu, vreau să zic că este în lucru procesul de pentru dat numele la străzi și numele dat. Nu, numele la străzi este un proces mai amplu, în care o să venim pentru o hotărâre de Consiliul Local, în care să stabilim împreună. Pune numele. Venim cu idei, venim cu... Așa, poate eu duc strada florilor. Să punem la vot fiecare stradă, fiecare, adică o denumire, ceva, ca să fie... Suntem într-adevăr, am achiziționat numere pentru fiecare locuință. Problema este în felul următor. Ne-am dorit, asta e o dorință a noastră, ca să nu facem două treburi deodată. În momentul când o să venim cu echipa de deservire, așa cum o vedeți dumneavoastră acolo, care îi folosim la toate, cu pubele să-ți face contract și așa, să venim și cu numărul respectiv la casă, adică să-l montăm și numărul respectiv, ca să nu facem două drumuri. Asta e ideea, ca principiu. Dacă numerele de la un capăt de altul, dacă dăm denumirea la stradă, fiecare stradă are un număr atunci. Nu mai sunt valabile numerele de la 1 la 300. Păi și atunci... Dar dăm numele la stradă, da. Strada are un număr de la 1 la 50. Bun. Dar altă stradă, iar aia de la 1. Ne deranjează dacă, de exemplu, va fi strada Cucuieț de la numărul 350 la 400? Adică numerele astea să zicem le-am investit degeaba în 700. Hai să zicem așa, o părere, asta e o părere, nu. Ne deranjează cu ceva? Sau Bazga, Valea Bazgăi, îi numărul de la numărul 20 la numărul 50, iar le dăm jos și iar le punem. Nu, școala dintr-un singur sat, e școala gimnazială numărul 2. Da, asta e toată chestia, asta zic eu. Deci ca numere sunt într-adevăr, sunt achiziționate, sunt la noi în magazie. Problema este că ne-am gândit ca să fie ambele acțiuni în același timp. Dacă... Da, dar cum facem să luăm... Domnul Dămo, mai aveți ceva de adăugat? Persoanele alea, cum ziceam, să iau și eu unul, două, trei. Parcă mai sunt, în Hoge nu s-au împărțit. Ok. Am luat eu parte concret. Da. Da, asta e o postare, da. Veniți, este contract, dar știți că a fost primar și viceprimarul. Dar dacă mai sunt. Da, mai sunt. Destul. O să facem mai departe. Să vă rog frumos să lăsăm pe domnul Dămoțe și termine cuvântul. Referitor la problema de zăpezire, da. E adevărat că a fost subcontractat de zăpezirea? Deci noi am făcut contract cu Compact. Da, 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 da. A fost da. Subcontractată de zăpezirea? Bănuiesc că da. Au ei, utilajele sunt a lor. Utilajele de dezăpezire. Păi, toată lumea se plânge că n-a fost, nu s-a dezăpezit cum trebuie. Cum n-a? Tu sunt care zice când s-au despre... Deci părerele sunt împărțite. Am înțeles. Părerele sunt împărțite. S-au acționat la trecut 11 bănci. Nu puteți spune unde au fost montate? Da. Sunt 4 aici și mai sunt restul... Sunt 2 la poștă și mai sunt, cred că, 4 magazine. Am înțeles. Amenajamentul pastoral, ați luat? Da. Suntem în decurs. Vrem până la sfârșitul lunii să depunem documentele. Deja am demarat. Tot Clujul face. Am văzut o problemă mare. Dacă ultima oară când s-au făcut contracte de concesiune? Pentru că dacă s-au făcut contracte de concesiune fără să avem acest amenajament pastoral, ele sunt nule. În 2016 nu se vorbea de amenajament pastoral. Păi, tocmai, că legea e dată mult mai nu. Contractele la când? La anul expiră, 2009. 2020. Da, în 2010 înseamnă. Bun. Și atât vreau să... Sunt făcut de 2010... O singură, da. Că domnul Mitică mi-a atras la drept atenția că vin să dau... Așa. Dau, nu dau ordine. Deci vă dau lecții, cam, parcă, cam așa a fost. Încă o chestie. La fiecare 31 ianuarie trebuie pusă la dispoziție situația terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziției legii 15/2003. E vorba de tinerii care au dreptul la un teren pentru construirea unei locuințe. Eu am mai întrebat lucrul ăsta. Din cunoștințele mele de cauză, teren intravilan la dispoziția comisiei, nu cred că e. Am înțeles.
Deci, atenție, repetați, la 31 trebuie pusă. Trebuie actualizat, nu știu exact. Situația terenului exact. Existentă conform legii 205. Exact. Presupun că dacă nu apare, dacă nu sunt, înseamnă că nu ai ce să pui. Asta este una. Și tot terenul care aparține domeniului public al Comunei Horgești, până când se definitivează cu legile fondului funciar, tot terenul care este, este atât cât este în jurul fostei primării, aici la... Și ce are fiecare instituție publică, școală, dispensar, răcătău, și cam atât. Nu mai avem alte instituții. Și un singur lucru, o să vă solicit un răspuns scris, ceea ce privește motivul pentru care nu am mai aplicat la proiectul Școală pentru Toți. Da. La cel care îmi parte da, da, da. Nu știu dacă tot. Vă rog, domnul. Gata, domnul. Deci n-ați vrut să luați cuvântul, acum vă mai abțineți. Acum... Asta e problema noastră. Da. Fac cu ce? Doamna Vicivas, cu ce? Îi dau domnului secretar. Nu, nu, nu. Dacă îi dați cuvântul, nu. Vă rog, dacă îi dați cuvântul. Știți ce? Eu, simplu, când a fost discuția, am vrut să spun despre numerele la case, chiar despre asta. Nu, dar dacă s-a discutat înainte, nu mai are răspuns. Domnul Brunar. Domnul Brunar. Ceri și el să schimbi numele Comunei Horgești, că cine au de aici nu mai vine. Nu, că el e răgușit, vorbesc în locul lui. Domnul Budar, vă rog frumos, aveți cuvântul. Da. Supărăm microfon. Problema drumului județean, rămânem cu el așa până se asfaltează. Da. Da, a doua întrebare, tot legat de drumul ăsta. Nu mai avem, Consiliul Județean nu mai are contract de zăpezire, că la ultima zăpadă nu vine nimic, absolut, ați văzut tot dumneavoastră. Hai să revenim la... Așa, să răspundem la cele două întrebări. Într-adevăr, drumul județean este prins așa cum programul PNDL 2. Este semnată cea de finanțare. Noi facem discuții, până acum nu a fost buget, acum facem discuții cu Consiliul Județean pentru repararea, adică până când se asfaltează. Deci nu. Dureros este aici, dacă toți mi-ați ridicat mingea la fileu, discutam cu doamna Vici și o chestie dureroasă. Deci noi, din punctul nostru de vedere, a dispărut spiritul civic în Comuna Horgești. Nu știu ce m-a făcut. Nu a fost? Eu zic că a fost. Bine, am trecut prin bălți, prin drumul județean, în care intra mașina până undeva la Butu. Bine, nici un cetățean nu luat atitudine. Preferea să stea cu balta cât e masa asta de mare în fața casei, fără să facă o breșă, să se ducă undeva într-un șan sau undeva să se ducă. Care este dureros. Domnule, atenție! Este dureros. E dureros chestia asta. Am ajuns undeva în galeri, la dezepezire, am fost acolo, domnule, la Hoștină, că doar știm acolo prea bine toți, că suntem cetățenii Comunii Horgești, băltea pur și simplu, apa. Am oprit cu ăstea, aveam o lopată, când aveam, după aia am luat atitudine și ne-am dus cu echipa noastră de deservire și am făcut breșă și am tot putut să facem. La ajutor social să făceam un puțin, de la rece arătător. Era un afară program. Așa, din lucru. Revenim asupra problemei. Și atunci am făcut cu lopata, pur și simplu, domnule, gâlgâie apa, imediat, în 10 minute acolo când ne-am dus, când am venit înapoi nu mai era apă. Domnule, nu știu dacă trebuie inginerii sau trebuie să fii primar sau viceprimar, ca să faci chestia asta. Deci e jenant într-un fel să stai în mijloc cu apii, că până la unul locuiești acolo. La Sovodor am avut o replică mai frumoasă, dar primăria să plătească. Bine, domnule. Dacă vrei să stai în balta asta, n-ai decât. Când ne-am întors înapoi seara, am văzut că totuși dăduse drumul la preșa respectivă și cursă să apă în șanț. Așa, șanturi cât, așa cum sunt ele. Iar noi, să spun că am făcut poze la domnul Cumbărție și am trimis la Consiliul Județean. Da. Referitor la intervenția mașinii la zăpadă. Nu știu cine, pentru că n-am aflat deocamdată, am întrebat-o cu doamna Vici dimineață, ne întrebam unul pe altul, că am fost dat în deșteptarea, dacă vreți să citiți, de 252A, poate că sunt fire căzute de a transversale de-a furmezișul de-a latul drumului județean. Și n-au intervenit. Am sunat și eu și doamna Vici prima dată, a zis, nu, domnule, erau câteva fire căzute
de la ACTA. Asta au fost principale. Au fost și Romtelecomul, celelalte au fost un pic la Rece, au fost probleme cu fără lumine, de E.ON. Dar în rest, pentru sesizarea respectivă, dumnealor nu au venit spre noi și am trebuit, așa cum a sesizat, să revenim, ca să putem da drumul să fluidizăm traficul. Da. Domnul Dulică. Da. Tabelele astea scrise așa, realizările de titluri, de proprietate, cu tare, nu știu ce... Adică, unde ați văzut tabelele? Din și aici este tabelul ăsta scris. A, da, la... Cu suprafență, okay. Cu titluri, da. Realizate, da. Pune, nu știu ce... Corect. Nu s-ar putea și la Sodor să mai facă titluri. Ba da, facem... tuturor păi, da, cetățenilor ai... titlul, piculeț, da. La cei care fac dovada proprietății terenului. Da. Dar alții vrem moșteni cu tare. Moșteni. Păi da, eu încă o dată, revin să subliniez. Da. Celor care fac dovada proprietății terenului. Vă acționăm și noi de cadru ca drumul. O să păi avem de următoare. Dacă îmi dați voie să vorbesc și eu. Da. Ați înțeles? Da. Altă problemă este. Nu-i scris aici copiii pe satul Sobotor, câți copii avem. Deci numai populația atâta. La orice este trecuți copiii, la grădiniță, la copii. Poate n-am văzut eu bine. Că n-are câte să meargă în Londra să-i numele. Dar nu-i vorba de asta. Nu faceți, auziți, nu faceți hardinecat. Unul văd copiii din, că eu nu i-am văzut așa cum zice. Da, 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 la rețeaua școlară trebuie să vă uitați. A, păi dar rețeaua Horgești, nici cum, dar nu apare. Ea e în cultură. E cursă vreo. Număr de elevi înscriși în școală. Deci pe total. Domnul, da. Trebuie defalcat. Domnul vrea defalcat. Prin conștientul ăsta, domnul director, da. Bucaș, da. Poate atât avem un Horgești, dar nu defalcă cât e Sotor, ca probabil pe undeva, la o discuție și la o analiză, nu mai facem școală la Sotor. Are legătura niciuna socială. Dacă vreau că tot au plecat la Sobrador și acum au plecat și nu mai pot. Normal mai puțin decât Horgești. Da, da, da. Să vedem și noi, Horgești, câți copii are. Să vă puneți treaba de lucru cu acest alții. Domnul Lucaș, când a fost ședința aia și un parte de școală, a spus clar că a plecat la Sobrador și n-ar mai fi necesară o școală. Nu, nu a specificat nimeni. S-ar putea, dacă mai pleacă, să facem școala de geamă. Da, nu face. Domnul Lucaș nu stabilește el. Nu poate fi nimeni cu toate astea, migrația asta, nu poate. A, și derularea unui proiect. Da, de-aia uitat să-l întreb pe domnul Lucaș câți copii sunt în comună, în Urgești, în satul Urgești. Așa adunați cu... Da, lui are, este administratul PJ-ul Școala Gimnazială Urgești, în care face parte și o structură Tohodor. Dar îl freau numai pe saltul sucurului, orice să știu și eu. Dar aia îi băgăm cu tot. Când se face următoare rețea la anul. Da, dar oricum să unii în Sobodor cu orice și așa cum mai este nevoie. Da, mai e. Știu, dar dacă dumneata ai 5 copii și eu am 14, îi adunau... Da, dau o virgulă, dacă o virgulă te face. Domnul Consilier, ținând cont că este ultima ședință, în calitate de președinte, nu mai, gata, nu se mai face, doamnă. Ordinarea ordinară și nu se mai face. O să-i dau cuvântul și domnului secretar să-și mai avea ceva. Nu mă au loc, dar mi-au luat domnul Dudulic, e prea parcă știu ce vreau să spun eu. Bine. Domnule, ești bun observator și pentru asta ești felicitat. Problema este în felul următor. Domnul primar, la agricolar, conform nicio gunoșie, în legătură și cu ce-a ridicat domnul Dănuș și cu ce-a ridicat domnul. Am văzut aici așa, titlul de proprietate de eliberat X, deci nimic pe anul 2018. X, adică mai sunt de eliberat. Asta înseamnă X? Da, sunt sub pagini în care nu fac zero. Păi atunci la titlul eliberat 8 și 45 în programul din 2018, asta ce înseamnă?
Am implementat de proiectul. Aia și cu prioritățile astea. Nu, 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 știți la ce vreau să mă refer? Vreau să mă refer la faptul că văd că există o suprafață de 362 de hectare pe 2018 și rezerva comisiei, după ce s-a aplicat inventarierea aia cu legea 165 din 2013, au fost trecute și bunuri din domeniul public și din domeniul privat, absolut tot ce înseamnă terenul în comună. Eu cred că dacă s-ar urgenta, nu este competența Consiliului Local, este dispus aici, totuși nu putem să analizăm noi comisia de aplicare legilor fondului funcționare la nivelul comunii, dar totuși, astea 362 de hectare, să zicem că se mai dau 45 plus 22, văd aici niște cifre, dacă s-ar da și astea, tot ar rămâne vreo 300 de hectare. Poate terenurile astea ar putea fi concesionate, arendate ceva. Eu am ridicat toată problema și am înțeles că am deranjat câteva persoane. Mă ridic ea, dacă rămân cu ea ridicat, nu e nicio problemă. O să vă rog să faceți propuneri de președinte de comisie pentru... Domnul Gâlea. Domnul Gâlea, o să fie din localitate. Da. Propun pe doamna Savin. Am dreptul să refuz? Motive întemeiate. Propunem doar consilierii vechi. Să învățăm. Să învățăm ce eu am vrut să scrie. Păi ce? Da. S-au rugat tine. Supunem la vot. Supunem la vot propunerea domnul Dămor. A fi consilier de al președinte de ședință următoare, domnul Dudulică. Cine este pentru? 4, 6. 6, da? 6. Împotrivă? Nu, cealaltă. Nu. Nu. Că aici nu te-ai uitat, eu am fost pentru. Au scris 7, mă. Fii domnul secretar. 6 sau 7, haideți ca să vedem. Hai, mai ridicăm o dată. Cine este pentru? Cine este pentru, domnul Dudulică? 8, dacă sunt 8, da, domnul Dudulică, este mandatul domnului Dudulică, începând de... Așa-i proces de zbă. Fie rând așa. Fie, vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Am scăpat.